Dumnezeu spune, milă voiesc, iar nu jertfă, inima milostivă, dragoste către aproapele și nu jertfe mari care adesea slujesc la hrănirea mândriei noastre, slave de șarte și orgolului, milă, iar nu jertfă. Să ne smerim și să ne împăcăm unii cu alții, iar nu să ne mândrim și să ne dezbinăm, că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru ceresc, iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Răbdarea. O carte scrisă de Arhimandrit Serafim Alexiev, o tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Capitolul 1. Deosebirea dintre răbdarea lumească și cea creștină. Răbdarea este o mare virtute numai dacă este unită cu smerita cugetare. Ea aduce biruință și prăznuire în sufletele celor ce cred în Hristos printr-o bucurie pașnică. Noi fericim pe cei ce au răbdat, Iacob, capitolul 5:11, pentru că ne dăm seama de mărăția acestor nevoințe. Există două feluri de răbdare. Unul este cel obișnuit, omenesc, nedesăvârșit după manifestările și motivele răbdării și îl vom numi lumesc, iar celălalt este desăvârșită răbdare, amintită prin neobișnuitele semne ale îndelungii răbdări dumnezeiești. Aceasta este răbdarea creștinească. Ea începe acolo unde sfârșește obișnuita răbdare. Izvoarele ei sunt în nesecatul har dumnezeiesc, dăruit din abundență celor smeriți. Care răbdare a avut-o în vedere Sfântul Efrem Siru atunci când ne învață să ne rugăm în acest chip? Iar Duhul răbdării, dă-mi-l mie, Doamne! În mod cert, nu răbdarea omenească, cu desăvârșirile ei, ci acea răbdare care își are temelia în Dumnezeu, harică, fără prihană, desăvârșită răbdare, pentru că aceasta ne conduce către mântuirea cea veșnică. Aceasta este răbdarea despre care Hristos spune, prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Luca, capitolul 21:19. Aceasta este răbdarea numele lui Dumnezeu, răbdarea creștinului, care dorește să dezrădăcineze din sine păcatele contrare ei, supărarea, mânia, răzbunarea, răutatea, osândirea și altele. Aceasta este răbdarea care se arată cu putere între răutățile din lumea aceasta și care biruiește și păcatul și pe diavol cu ajutorul atotputernicului Dumnezeu. Pentru dobândirea unei asemenea răbdări, merită ca omul să se roage și să se ostenească. Necunoscătorii credinței creștine au cunoștință de asemenea despre răbdare și o practică prețuind-o foarte mult. Dar cât de săracă și nedesăvârșită este aceasta, și atâta după îndemnuri, cât și după realizarea ei, în comparație cu răbdarea despre care ne învață Hristos. Iată și ilustrări în acest sens. Mulți oameni credincioși au intrat în conflict cu cunoscuții lor, ori cu unii vecini răi, și au suportat din partea acestor anumite pagube, ori au suferit din partea lor dintr-un motiv oarecare, arătând până la o vreme către aceștia răbdare. Însă pentru ce? Pentru că se tem că acei oameni pot să le producă și mai mari necazuri. Motivul răbdării lor ține de un interes pământesc, fuga de probleme și mai mari. Prin asemenea egoiste imbolduri, răbdarea nu are o valoare morală deosebită, chiar dacă este mai bună decât violența, nerăbdarea și răzbunarea. Unii rabdă diferite vrăjmășii ca să treacă în ochii lumii drept oameni virtuoși. Așa a fost răbdarea stoicilor în antichitate. Cu multă voință, ei se exersau în răbdare până la o asemenea treaptă, încât puteau să rabde liniștiți toate nenorocirile survenite. Răbdarea lor era întemeiată pe o fină și ascunsă mândrie, însă tocmai din pricina acestei mândrii au pierdut calitatea adevăratei virtuți. Se povestește despre filozoful Epictet, că era rob la un stăpân foarte mânios, care îl bătea deseori. Epictet suferea din pricina unui picior bolnav și și-a prevenit stăpânul că dacă îl va mai lovi pe acel picior, îl va rupe. Într-o zi, înfuriindu-se, stăpânul a început din nou să-l bată și de data aceasta chiar pe piciorul bolnav.
astfel încât a reușit într-adevăr să-l rupă. Epictet a simțit o mare durere, însă cu sânge rece s-a adresat stăpânului său. Doar te-am prevenit că dacă mă lovești peste acest picior, îl vei rupe. Iată, mi l-ai rupt într-adevăr. Amintind această întâmplare într-una din cărțile sale polemice împotriva creștinilor, scritorul păgân antic, Cersius, adept al stoicismului și dușman al credinței creștine, întreabă: când a spus Hristos al vostru asemenea admirabile cuvinte? Iar un dascăl creștin i-a răspuns: atunci când îl munceau, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a tăcut, iar aceasta este și mai admirabil. Au existat și există și astăzi oameni care rabdă jigniri, deoarece, într-o fia lor, socotesc ca fiind înjositor să se coboare până la nivelul acelora care și-au îngăduit să insulte. Așa s-a întâmplat cu un filozof păgân. Acesta mergea cu ucenicul său pe străzile Atenei și a fost insultat pe neașteptate de către un om fără educație. Ucenicul ardea de indignare pentru că învățătorul lui fusese insultat în acest fel. Însă filozoful și-a continuat netulburat drumul său. Ucenicul s-a mirat de această netulburare și l-a întrebat cum să-i explică aceasta. Filozoful i-a răspuns: dacă tu mergi liniștit pe o cale și oarecare viită te ajunge cu povara ce o poartă în spate, te vei simți jignit? Cu asemenea trufașe virtuți, îi educa uneori cei mai buni filozofi pe ucenicii lor, însă învățăturile lor despre virtute nu conduceau oamenii la desăvârșirea morală. Numai Domnul nostru Iisus Hristos ne învață despre adevărata virtute a răbdării, întemeiate nu pe egoism, nu pe mândrie, nu pe disprețuirea aproapelui, ci pe smerenie. Pentru Mântuitorul nu existau oameni care să fie trecuți cu vederea, și ce mai de jos între aceștia sunt cei prea mici frați al lui Hristos, Matei 25,40. Pentru aceștia Dumnezeul om și-a vărsat scump sângele său, Roman 14,15. Răbdarea lumească își are început un egoism și se încheie prin deșarta slavă lumească. Ea este alcătuită pe mândrie. Strălucirea ei mincinoasă se stinge pe neașteptate atunci când se descoperă înrudirea acesteia cu întunecata trufie și cu disprețul arogant față de aproapele nostru. Învățătura Domnului nostru Iisus Hristos despre răbdare se întemeiază pe propria sa pildă, iar măreața sa pildă trimite spre răbdarea care își are începutul nu în mândrie, ci în smerenie, nu în egoism, ci în jertfa de sine. Se întemeiază nu pe disprețuitoarea trecere cu vederea aproapelui, ci pe dragostea sinceră către acesta. Răbdarea creștinească este o calitate proprie dumnezeirii, pentru că urmează Făcătorului, despre care s-a spus că este îndelung răbdător și mult milostiv, Psalm 102:8. Sfântul Ioan Scăraru deosebește trei chipuri de monarhi virtuoși care în același timp răbdau grele scârbe. Ei acționau în chipuri diferite, însă toți erau neprihăniți. Unul tăcea cuprins de teamă, altul se bucura întru sine că i s-a dat prilej să rabde ceva, însă în același timp se întrista pentru cel care îi prilejuise supărarea. Al treilea, cugetând la pierirea celui ce-l scârbise, vărsa pentru acesta lacrimi fierbinți. Aceasta a fost pentru mine un prilej, spune Sfântul Ioan Scăraru, ca să văd manifestarea celor trei virtuți, frica de Dumnezeu, nădejdea în răsplată și dragostea. Iată cu ce mărețe virtuți este legată răbdarea creștinească, cu credința în Dumnezeu, cu nădejdea în El și cu dragostea care îl cuprinde atât pe Făcător cât și făpturile. Aceasta înseamnă că răbdarea creștinească crește pe ogorul Evangheliei Noului Testament, unde sunt țesute aceste trei virtuți, 1 Corinteni 13:13. După Sfântul Ioan Gură de Aur, răbdarea creștinească se arată atunci când în noi au prins rădăcini adânci dogmele credinței. Cu alte cuvinte, noi nu putem să răbdăm smeriți diferite ofense, dificultăți, dureri, pagube și necazuri cu smerenia creștinească dacă nu suntem convinși că Dumnezeu există, dacă nu credem
că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, a răbdat pentru noi pătimire și moarte pe cruce, ca să ne răscumpere din păcat, blestem și moarte, și dacă nu am priceput că Duhul Sfânt ne dă dumnezeiescu har, cu al cărui ajutor putem să răbdăm și cele mai mari necazuri în viață. Credința naște răbdarea creștinească. Privirea adevăratului creștin trebuie să fie îndreptată către răsplata viitoare și către veșnica viață, unde Dumnezeu va da fiecăruia după faptele lui. Apocalipsa 2:23. Acolo, pe aceia care au răbdat îi așteaptă o răsplată deosebită. Nădejdea în acea răsplată însuflățește pe nevoitori într-o răbdare. Însă desăvârșita răbdare este cu neputință de obținut fără dragostea către Dumnezeu și către oamenii. Această dragoste, numită legătura desăvârșirii, Coloseni 3:14, e mai înaltă și decât credința și decât nădejdea. Ea depășește credința acelora care, ca robi, se ostenesc spre mântuire. Ea trece peste granițele nădejdii, însuflețindu-i pe cei care slujesc lui Dumnezeu, asemenea simbriașilor. Ea se desăvârșește cu dumnezeiasca înfiere, care, fără să aștepte plată, primește de la iubitorul Părinte Ceresc împărăția lui Dumnezeu nu ca răsplată, ci ca moștenire, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel: nu mai ești rob, ci fiu, iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Galateni 4:7, de asemenea Matei 25:34. Cel ce ne îndeamnă către mândra răbdare lumească este mândru Satana. El se teme de puterea mântuitoare a răbdării creștinești și urmărește să o înlocuiască cu o prefăcută virtute, care este răbdarea plină de mândrie. Este adevărat că cel mai adesea el îndeamnă oamenii către nerăbdare, căci din ea adună cele mai mari izbânzi, cearta între cei apropiați, aprinderea focului urii între aceștia, atâțarea către răzbunare și altele. Însă, el poate să învețe și spre răbdare, atunci când este vorba de oamenii care prețuiesc virtutea și doresc să se fălească cu ea. În asemenea cazuri, prin manifestarea părutei virtuți a răbdării lipsite de har, el abate oamenii de la năzuința de a atinge adevărata răbdare. Urmarea pentru el ar fi de nesuportat, pentru că aceasta îl doboară. Iar prin răbdarea cea lipsită de har, în cele din urmă el iese plin de biruință. Păruta poleală a răbdării lumești amețește cu mulțumirea de sine deșartele suflete și ele sunt pregătite să se dea uneori la mari nevoințe ca să pătrundă și mai adânc în plăcutele valuri ale pierzătoarei slave deșarte. Stihia diavolului este mândria. Împlinitorii plini de mândria ai răbdării sunt totodată nevoitori și slujitori a satanei. Răbdarea le este dușman acestora, însă ei rabdă și se admiră pentru comportarea lor măriață, rămânând orb la caracterul ei păcătos, ascuns sub mantia fascinantei bunei înrudiri exterioare. Răbdarea lor este ieftină și ușor atinge virtutea. Nu astfel se întâmplă și cu nevoitorii creștini pe calea răbdării. Pentru aceștia nu există realizări leznicioase, ci cu o luptă cumplită, luptă cu întunecatele puteri diavolești, Efeseni 6:12, și o războire până la sânge, Evrei 12:4, cu propriile patimi păcătoase. Ei nu își dau seama de realizările lor, nu își contemplă virtuțile, ci în permanență încearcă o sinceră nemulțumire de sine, la care contribuie însuși Dumnezeu, care îngăduie împrejurări schimbătoare și umilitoare în viața lor, ca să aibă motive permanente de smerire de sine. Astfel, ei rămân orbi la virtutea lor și atenți la păcătoșenia lor. Sub aripa smereniei, cresc și se dezvoltă nelun seama la ei înșiși. Astfel, lor, prin lupte și ispite, le înflorește marea virtute, smerita răbdare, inspirată de înalta pilda lui Hristos. Lor le este legată aceasta de credință, de aceea este trainică, le este întărită de nădejde,
pentru aceasta este biruitoare, este însuflețită de dragoste, de aceea este mântuitoare. Capitolul 2. Sfinții nevoitori, chipuri și învățători ai adevăratei răbdări. Sfinții părinți, acei foarte deosebiți și plini de har psihologi ai vieții duhovnicești, care cunosc mișcările cele mai ieftine ale satanei, au înțeles cel mai bine profunzimea nevoinței creștine a răbdării. Ei au dat cele mai precise definiții ca prin acestea să se urmeze cel mai drept drum pentru dobândirea ei. Sfântul Ioan Scăraru, întemeindu-se pe faptul că răbdarea răutăților în viață este destul de dureroasă, însă naște o mare roadă pentru mântuire, spune: răbdarea este o durere puternică a sufletului, care sub niciun pretext nu se neliniștește și nevoile nu pot să-l facă să șovăie. Cel răbdător este piedică neclintită, care și prin propriile sale înfrângeri obține victoria. Răbdarea este starea așteptării de fiecare zi a scârbelor. Răbdarea este permanenta retezare a oricărui cuvânt al îndreptățirii de sine și este luarea aminte asupra noastră înșine. Cel ce se nevoiește pentru dobândirea ei încearcă nevoia nu atât de hrană, cât de reținere într-o răbdare, căci prin aceasta el va primi cununa. Omul răbdător a murit încă și mai înainte de a muri. Răbdarea se naște din nădejde și din plâns. Cel ce nu are aceste două virtuți, acesta este rob al grijii de multe. Absolut necesară fiecărui creștin pentru mântuirea sa, răbdarea e cu atât mai de trebuință monarhilor. Sfântul Ioan Scăraru dă minunate pilde despre aceasta, cum prin răbdare sfinții nevoitori au primit iertarea păcatelor lor și au înaintat în virtute. Un monarh temător de Dumnezeu, ca să-și răscumpere păcatele, a lăsat pe bunul și blândul său stareț și a mers într-o altă mănăstire, unde de bună voie s-a avântat în focul mai multor scârbe printre frații necunoscuți. În prima noapte, după venirea sa în nou loc, monarhul s-a văzut în vis certat de oarecare fioroși și neînduplecați judecători, care îl forțau să plătească o sumă mare ca să se slobozească de datoria lui. Monarhul a înțeles că în acea mănăstire trebuie să-și plătească păcatele lui. 3 ani a petrecut aici, în ascultare fără cârteală și în răbdarea multor scârbe. Atunci a văzut în al doilea vis că a plătit a 10-a parte din datoria sa și și-a spus: cât de mult mi-a mai rămas de plătit, trebuie prin urmare să rabd încă și mai mult. Frații acelei mănăstiri se arătau cu răutate către el și îl puneau la cele mai grele ascultări, iar el pe toate le împlinea cu conștiinciozitate. Așa au trecut încă 30 de ani și iată, într-o noapte, acest om plin de răbdare a văzut că aceiași strajnici judecători i-au dat un zapis prin care îl slobozeau de întreaga datorie. Bucuros, el s-a trezit și a mulțumit lui Dumnezeu. Astfel, prin răbdarea lui bărbătească, el a rupt în scrisul cu păcatele sale. Mulți plăcuți ai lui Dumnezeu mărturisesc că de-a lungul anilor în care au ars în flăcările multor lipsuri, de ei nu s-a atins patima desfrânării. Preacuviosul Avachir a petrecut 70 de ani în grele ispitiri din partea fraților mănăstirii. Când a murit, acesta le-a spus: mulțumesc, mulțumesc lui Dumnezeu și vouă, pentru că voi m-ați încercat pentru mântuirea mea sufletească. Eu am petrecut acești 70 de ani fără să fiu ispitit de demon. Sfântul Ioan Scăraru mărturisește despre virtuosul și încărunțitul în nevoințe arhidiacon Macedonie, că din pricina unei oarecare mici învinuiri, el a fost certat de egumen cu îndepărtarea de la slujba diaconiei pentru 40 de zile. Macedonie trebuia să fie în tot acest timp printre ultimii frați ai mănăstirii și chiar mai jos decât noi începători într-o ale ascultării. După ispășirea canonului, petrecut în umilință și răbdare,
Certarea a fost luată de la el, dar chiar în ultima zi Macedonie l-a rugat pe egumen să-i prelungească canonul, spunând că el a greșit și cu alt neiertat păcat. Egumenul s-a învoit, deși nu a crezut cuvintele lui, pentru că el cunoștea curăția și dreptatea acestuia. Însă, ca să-i dea putință de a se nevoi în răbdare, l-a pus din nou la pedeapsă. Era umilitor să privești cum preacinstitul arhidiacon stătea la urmă, după ultimii ascultători din oște, cum se pocăia înaintea tuturor și cerea de la toți să se roage pentru el. În cele din urmă, el a mărturisit Sfântului Ioan Scăraru pentru ce a alergat spre o asemenea umilire. Niciodată mai înainte a mărturisit, nu am încercat într-un mine o asemenea tămăduire de patima desfrânării și niciodată nu am simțit atâta dulceață din partea luminii dumnezeiești ca atunci. Fericit este cu adevărat acela care, fiind în fiecare zi mustrat și înjosit pentru Dumnezeu, el însuși se silește să poartă aceasta cu răbdare. El se va număra cu mucenicii și va grăi cu îndrăzneală cu îngerii. Fericit este acel monah care socotește că i-a folosit fiecare mustrare și umilire. Astfel va sta la dreapta lui Hristos cel răstignit. Cine însă refuză mustrarea dreaptă ori nedreaptă, acesta își refuză propria mântuire. Însă cel ce primește această mustrare cu durere și fără durere, el va primi îndată iertarea căderilor sale în păcat. Sfinții nevoitori, conduși de setea de a se ucenici întru cele ale răbdării, au căutat și au ales pentru sine cele mai grele nevoințe și le-au purtat fără cârteală până la sfârșitul vieții lor. Se spune despre un arhiereu din secolul al VI-lea că și-a lăsat scaunul său de episcop și s-a făcut zidar ca să câștige virtutea smereniei și a mântuitoarei răbdări. Supraveghetorul muncitorilor, pe nume Efrem, un foarte înțelept, mult luminat și evlavios creștin, a văzut odată în vis pe episcop dormind și deasupra lui un stâl de foc ridicându-se până la cer. El s-a minunat de ce ar putea să însemne aceasta și a chemat în sine pe episcop, care era socotit un simplu zilier, și l-a întrebat: „De unde ești și cum te numești?” „Sunt unul din locuitorii săraci ai acestui oraș și pentru că nu am mijloace de trai, mă hrănesc din truda mâinilor mele.” Efrem și-a dat seama că aici se ascunde vreo taină și l-a întrebat: „Crede-mă că nu te voi lăsa slobod până ce nu vei spune adevărul despre tine.” „Făgăduiește-mi”, i-a spus lucrătorul, „că atâta vreme cât trăiesc, nimănui să nu-i spui despre mine.” „Făgăduiesc”, a spus Efrem. „Sunt episcop”, i-a dezvăluit taina sa lucrătorul. „Însă pentru Dumnezeu am lăsat în alt ucin și am venit în acest oraș, unde nimeni nu mă cunoaște, ca să mă nevoiesc cu grea trudă, iar tu”, și-a continuat vorba sa, sfințitul episcop, „îndată vei fi ridicat la chemarea apostolească în acest oraș.” Nu după multă vreme, după cuvintele prorocești, Efrem, într-adevăr, a fost ales episcop al acelei cetăți. El a proslăvit pe Dumnezeu, care are mulți robi ai săi ascunși, bineplăcând lui, necunoscuți de nimeni. Foarte pilduitoare pentru noi, cârtitorii creștini ai veacului 20-lea, este minunata pilda Sfântului Pafnutie, despre care vorbește Sfântul Ioan Casian. A devenit cunoscut pentru marea sa sfințenie încă de tânăr monar. Preacuviosul Pafnutie a pricinuit prin aceasta zavistia unor oarecare frați. Și iată, unul dintre aceștia, împins de satana, a vrut să-l facă de rușine. Pe când toți monarhii se adunaseră în biserica lui Dumnezeu la rugăciune, acesta a mers în taină la chilia lui Pafnutie și a ascuns acolo una din cărțile sale. Și îndată s-a plâns egumenului că unul din frați i-a furat cartea sa. Egumenul Lava Isidor s-a minunat și a spus: „Niciodată până acum la schid nu s-a întâmplat una ca asta.” Monarhul zavistuitor l-a rugat: „Îngăduie ca împreună cu doi frați să cercetăm chiliile.” Egumenul s-a învoit. După ce au căutat în mai multe chilii și nu au găsit cartea, au venit și în chilia părintelui Pafnutie. Și iată, lucru pierdut se afla acolo. A dus cartea la egumen în biserică. Vestea i-a surprins pe toți,
venind pe neașteptate, iar Panutie, deși nevinovat, a hotărât să nu se îndreptățească, pentru că Dumnezeu a slobozit asupra lui o asemenea încercare ca să-l întărească în merenie și în răbdare. În fața tuturor, el i-a spus egumenului, am greșit, așează-mi canonul. Egumenul i-a dat următorul canon, ca timp de 3 săptămâni să fie înstrăinat de obștea fraților și să meargă la biserică, să cadă în genunchi în fața tuturor și să spună, iertați-mă, am păcătuit. După ce au trecut 3 săptămâni, Pafnutie a fost iertat și chemat în obște. Însă Dumnezeu nu a lăsat pe cel clevetitor nepedepsit. Cuprins de un diavol cumplit, el împotriva voii sale mărturisea înaintea tuturor că l-a clevetit pe nevinovatul Pafnutie. Monarhii au început să se roage pentru nefericitul îndrăcit, însă nici chiar rugăciunile marelui Isidor nu au fost de ajutor. Atunci egumenul i-a spus lui Pafnutie, roagă-te pentru el, pentru că el te-a clevetit pe tine, numai prin tine va putea să se temăduiască. Pafnutie cel fără de răutate s-a rugat și monarhul cel cuprins de diavol, îndată a primit vindecarea. Astfel, din rău, Dumnezeu scoate mare bine prin răbdare. După Sfântul Ioan Scăraru, adevăratul răbdător nu este acel care, cu blândețe, primește să fie mustrat de omul apropiat și iubit, ci acela care întotdeauna primește cu răbdare disprețul și rea comportarea tuturor. El sfătuiește, bea cu o sârtie paharul umilinței, ca pe o apă vie, adusă ție de oricine ar fi, căci aceasta este pentru tine leac, care te curățește de pofta desfrânată. Atunci se va potoli în sufletul tău adânca curăție și dumnezeiasca lumină nu se va stinge în inima ta. Sfântul Ioan Scăraru întărește că nimic nu face sufletul mai neroditor decât nerăbdarea. El lămurește că oamenii nu sunt asemănători, ci acționează diferit cu cei ce le pricinuiesc lor scârbă. Unii se mânie, alții se războiesc cu sine ca să-și păzească echilibrul sufletesc, iar cea de-a treia categorie aduce pentru toate mulțumire. Culmea răbdării creștinești este de a ne bucura chiar și în pătimirile noastre. Capitolul 3. Răbdarea creștinilor de odinioară și răbdarea noastră. În zilele noastre, răbdarea creștinească este o virtute rară, pentru că din ce în ce mai puțin se întâlnesc în viața adevărată credința în Dumnezeu, însuflețitoarea nădejde în Dumnezeu și dragostea fierbinte către Dumnezeu. În vechime însă nu a fost așa. Creștinii de atunci trăiau în această lume, însă nu pentru ea, ci pentru cea viitoare. În drumul lor către lumea viitoare, ei se înarmau cu răbdare. Într-o răbdare se uceniceau toți creștinii încă din cea mai fragedă copilărie. Mamele înțelepte îi educau într-o răbdare pe pruncii lor. Înțelepții păstori propovăduiau răbdarea fiilor lor duhovnicești. Înțelepții stareți îi învățau răbdarea pe tinerii monarhi. Sărabzi, aceasta este unul dintre cele mai importante semne că ești creștin. În viața Sfintei Preacuvioase Mucenice, Fevronia, citim că în vremea prigoanei au fost prinse, printre alți creștini, o mamă și fica ei de 12 ani, pe nume Eutropia. Înaintea ochilor mamei, fetița urma să fie ucisă cu săgeți. Judecătorul pregătise totul. Ostașii care urmau să o ucidă au înconjurat pe nevinovata fetiță și au întins arcurile. Judecătorul le-a poruncit însă ca să-i dezlege picioarele și mâinile micuței prizoniere. El voia să o înfricoșeze, astfel, și fetița s-o ia la fugă. Însă în aceeași clipă, mama ei a spus, stai, copila mea, nu fugi! Și Eutropia a rămas țintuită în locul său, fără să facă o mișcare. Sub o ploaie de săgeți a fost ucisă. Trupul său a căzut la pământ, iar sufletul i-a zburat în cereștile locașuri. O așa minunată ascultare și neobișnuită răbdare a arătat ea. Ce mamă în zilele noastre își va sfătui copilul să moară pentru Hristos? Ea mai degrabă ar suporta să-i vadă căzut în noroiul păcatului
decât să-și piardă viața pământească. Mai sunt și părinți care spun despre fiii și fiicele lor, observându-le comportarea ușuratică, e, sunt tineri, lasă-i să trăiască, numai să fie vii și sănătoși. Astfel crescuți, ori mai degrabă, rămași astfel fără nicio educație, tinerii nu au nimic despre Dumnezeu, despre viața veșnică, despre înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu și despre responsabilitățile în fața propriilor lor conștiințe. Astfel de copii se deprind să trăiască numai pentru satisfacția lor. Datoria, jertfa, îndurarea greutății, răbdarea, acestea sunt pentru ei noțiuni necunoscute. De aceea, atunci când se căsătoresc, nedeprinși cu greutatea, cu datoriile, cu crucea vieții și neputând să rabde alte caractere, ei încă după prima lună de viață în comun, imediat după nuntă, încep să se gândească la despărțire și se despart, fugind de nevoința răbdării. Ei caută slobozirea de îndatoriri și satisfacția distracțiilor. Răbdarea este un coșmar pentru ei. Sunt și oameni care, deși cunosc bine înalta vrednicie a răbdării, nu au puterea interioară să o întemeieze întru sine, pentru că nu sunt în legătură cu puterea puterilor, cu Dumnezeu. Ei încearcă să rabde, însă nu ajung nicăieri. Și dându-și seama de neputința lor, în loc să caute ajutor în credință, se leapădă total de orice dorință a desăvârșirii de sine, constatând că acesta este un lucru foarte greu. Și pentru că iubirea de sine nu le îngăduie să accepte că au capitulat, că au fost învinși, ei încep cu viclenie să cârtească, cum că viața ar fi mult prea neînfloritoare și apatică dacă se arată răbdare în orice lucru, că fără răbdare ar fi mai interesantă și altele. Privitor la acest aspect, să luăm aminte la următoarea istorisire. Un om oarecare și-a cumpărat o bardă de la un fierar, însă a dorit ca ea să lucească peste tot, asemenea unei lame. Fierarul s-a arătat gata să dea luciu cu o condiție: clientul său să se învoiască să învârte de roata tocilei. Omul a început să învârtă, iar fierarul apăsa cu toate puterile sale pe suprafața întinsă a bardei de pe tocilă. Aceasta făcea învârtirea foarte obositoare. Din timp în timp, clientul lăsa roata ca să vadă până unde au ajuns cu lucru, dar spre dezamăgirea sa, constată că înaintau foarte încet. În cele din urmă, sleit de puteri, s-a arătat dispus să-și ia barda așa cum era, fără să o mai facă strălucitoare. Mai repede el l-a îndemnat însă fierarul: continuă să învârți, puțin câte puțin o vom face să strălucească, căci acum e numai pete. E adevărat, a admis cumpărătorul, însă chiar îmi place mai mult cu pete. Și și-a luat barda și a plecat. Astfel și mulți creștini în zilele noastre, izbindu-se de greutățile virtuții răbdării, încetează să o mai exerseze și, fără sfială, mărturisesc că barda polizată cu pete le place mai mult. Ca să ne arate cât de mult se îngrijau creștinii de odinioară să se desăvârșească în răbdare și prin aceasta să-și mântuiască sufletele, Sfântul Ioan Casian ne povestește următoarea întâmplare. O creștină bogată din Alexandria a mers la renumitul arhiepiscop Sfântul Atanasie cel Mare și l-a rugat să-i aleagă dintre femeile sărace care trăiau în azilul bisericii pe una căreia ar putea ea să-i slujească cu răbdare pentru Hristos și pentru mântuirea sufletului ei. Arhiepiscopul a rânduit să-i se trimite cea mai bună. Aceasta era o văduvă cu bună cuviință și comportare morală, fiind simplă și având un caracter liniștit. La orice serviciu, ori atenție care se făcea, ea răspundea respectoasă și cu recunoștință. Văzând aceasta, creștina cea bogată a mers din nou la Sfântul Atanasie și i-a spus: nu m-ați înțeles bine, preasfinția voastră, eu am cerut să am în casa mea o astfel de văduvă căreia să-i slujesc spre folosul sufletului meu, iar aceasta e așa de bună încât cu ea nu pot să mă nevoiesc într-o răbdare. Nu vreau ca ea să-mi slujească mie, ci eu să-i slujesc ei. Atunci Sfântul Atanasie a rânduit să-i se trimită cea mai rea,
cea mai mânioasă și cea mai răutăcioasă dintre toate. Binefăcătoarea a primit-o și a început să-i slujească imediat cu și mai multă osârdie decât primei. În locul recunoștinței, primea însă de la cea mânioasă, casnică de acum, numai mâhniri și nerecunoștințe. Jignirile se manifestau nu doar prin cuvinte rele și înjurături grele, ci ajungeau câteodată până acolo că cea primită în casă ridica chiar și mâna ca să o lovească pe binefăcătoarea sa, învinuind-o că a primit-o în casă ca să o chinuie, că la azil îi fusese mult mai bine și altele. Iar bogata creștină arăta îndoită smerenie și răbdare și suporta răutatea nemulțumitoare femei, nu cu mânie împotrivitoare, ci cu smerenie de bunăvoie, smerindu-i violența prin blândețea sa pașnică. Ea a ajuns în acest mod la o așa de mare desăvârșire în virtutea răbdării, încât toți se minunau și mulți o luau drept pildă. Iată o adevărată comportare creștinească care arată pe mânioșii noștri potrivnici ca învățători într-o ale virtuții. Dacă în familiile noastre de astăzi ar fi multă răbdare, divorțurile nu ar fi atât de dese. Dacă copiii ar fi crescuți într-o răbdare, ei nu ar ajunge niște egoiști îndărâmnici. Dacă în cămine cei mai mulți ar da dovadă de o comportare plină de răbdare, ar fi îndreptate multe certuri. Dacă între oamenii care locuiesc la bloc ar fi mai multă răbdare, ar fi mai puține certuri, ură, dezbinări, care ajung adeseori până la tribunal și la crude răzbunări. Aici trebuie să spunem că unii dintre creștini dovedesc o astfel de răbdare care e mai degrabă păcat decât virtute. Aceasta este răbdarea acelora care, ofensați, nu întorc într-adevăr ofensa, însă tac plin de îndârjire și posomorâți, privesc într-o parte, simțindu-se adânc jigniți și chiar dacă nu se răzbună, nici nu doresc să ierte. Răbdarea bineplăcută lui Dumnezeu se cunoaște după roadele ei, care sunt pacea sufletească, rugăciunea pentru vrăjmași, învinovățirea de sine, smerenia, iertarea desăvârșită, blândețea și dragostea. Asemenea acesteia, răbdarea neevlavioasă se cunoaște după roade. Acestea sunt dispoziția posomorâtă, nemulțumirea, revolta interioară, pomenirea de rău, osândirea aproapelui, înverșunarea, mânia, disprețul și ura. Cel ce rabdă cu adevărat este smerit și când este lovit pe un obraz, el întoarce și pe celălalt. Matei 5 cu 39. O astfel de comportare aproape întotdeauna dă bune rezultate într-un mod neașteptat. Întoarcerea celuilalt obraz poate fi înțeleasă nu numai ad literam, ci și în mod metaforic. Cine întoarce vrăjmașului și celălalt obraz, în înțelesul literei, poate să se simte minunat, văzând pe potrivnicul său luptându-se fără puteri. Așteptând o reacție mânioasă, dușmanul se miră atunci când întâlnește o blândețe neașteptată. Aceasta îl dezarmează imediat, devine brusc încurcat și așa de uimit că se rușinează de cruzimea sa și se vede nevoit să-și ceară iertare. Multe sunt cazurile în care răbdarea cu blândețea jignirilor l-a transformat pe dușman în prieten. Numai puțin zititor este și înțelesul figurat al pericopii evanghelice pe care marele stareț Ambrozie de la Optina îl tâlcuiește astfel. Când ești jignit, niciodată nu întreba pentru ce, cum așa. În Scriptură nu sunt astfel de întrebări. Dimpotrivă, acolo se spune, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și-l pe celălalt. Matei 5 cu 39. Practic, este incomod să se ducă palma pe partea dreaptă. Pentru aceasta, pedeapsa trebuie să se înțeleagă astfel. Când cineva te clevetește, ori te jignește cu ceva, fără să ai vreo vină, aceasta înseamnă că te lovește peste obrazul drept. Atunci nu cârti, ci suportă lovitura cu răbdare, ca prin aceasta să întorci și obrazul stâng, adică să-ți aduci aminte de faptele tale nedrepte. Căci dacă acum s-ar putea să fii nevinovat, mai înainte de aceasta ai greșit mult.
așa te vei convinge că-ți meriți pedeapsa. Mare este folosul smeririi de sine, fie prin răbdarea dreaptă, fie prin cea nedreaptă a bajocoritorilor. Acela care pentru Dumnezeu rabdă obidirile va primi iertarea păcatelor sale. Cel ce bea bajocura, cum ar bea apa, Iov 34:7, își va potoli astfel setea de răscumpărare a nelegiuirilor sale trecute. Prin băutura amară a bajocoritorilor, el își va uda lăstarul răbdării. Astfel, apele vrăjmașului îl vor înviora și îl vor face să dea rod. Pentru creștinul înțelept, totul e folositor și lucrează spre bine, Romani 8:28. Fericirea îl învață la recunoștința către Dumnezeu, iar nefericirea la răbdare. Recunoștința și răbdarea însă trebuie să meargă mână în mână pentru a se întări reciproc și a nu se preface din virtuți în vicii, pentru că recunoștința către Dumnezeu este virtute de suprafață dacă este strigată numai la primirea binelui și nu este însoțită de dușmănii care s-o pună la încercare. Ea poate să se schimbe în mulțumire de sine și să se desăvârșească în mândrie, iar răbdarea fără recunoștință este nemântuitoare pentru că poate să rodească în cruzime și să apună în întunericul deznădejdii. Iată de ce trebuie să mulțumim 1 Tesalonicieni 5:18 cu bunătate Domnului Proniator pentru toate, și pentru bine și pentru rău, și să răbdăm pentru Domnul nu numai bajocoririle meritate, ci și pe cele nemeritate. Dacă omul se deprinde să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate, nu numai pentru fericire, ci și pentru nefericire, atunci răbdarea lui va radia strălucirea harică și se va preface pentru el din nevoință amară într-un izvor dulce de bucurie. Un astfel de creștin va înțelege cuvintele Sfântului Apostol Iacov: mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în felurite ispite, știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, iar răbdarea să-și aibă lucrul ei desăvârșit, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsiți fiind de nimic. Iacov 1:2-4. Ce răbdare îl conduce pe creștin către o astfel de desăvârșire? Numai răbdarea plină de mulțumire. O astfel de răbdare înseamnă a înălța cinste și recunoștință lui Dumnezeu pentru că a trimis încercarea pentru îndreptarea noastră. În schimb unei asemenea răbdări, omul primește bucuria desăvârșirii. Răbdarea cu recunoștință preface creștinul într-un mucenic netrecut prin sânge și îi aduce iertarea desăvârșită a lui Dumnezeu. Răbdarea pedepselor meritate e cu putință omului care are conștiință trează, însă a răbda nedrept și chiar mulțumind, aceasta este cu neputință fără ajutorul lui Dumnezeu. Ea este cea mai mare și mai bine plăcută recunoștință adusă lui Dumnezeu, după cuvintele Sfântului Apostol Petru, care scrie: căci aceasta este plăcut lui Dumnezeu, să sufere cineva întristări pe nedrept cu gândul la el. Căci ce laudă este dacă pentru greșeală primiți bătaie într-o răbdare, iar dacă pentru binele făcut veți pătimi și veți răbda, aceasta este plăcut lui Dumnezeu. 1 Petru 2:19-20. Căci e mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să pătimiți făcând cele bune decât făcând cele rele. 1 Petru 3:17. Amintind cuvintele Sfântului Apostol Pavel, căci aveți nevoie de răbdare, ca făcând voia lui Dumnezeu să dobândiți făgăduința, Evrei 10:36, Sfântul Varsanufie cel Mare spune: nevoiește-te ca să dobândești recunoștința către Dumnezeu întru toate, și puterea celui prea înalt te va umbri și atunci îți vei afla odihna. Creștinul simte că prin răbdarea sa, el îl face pe Dumnezeu să se milostivească spre sine. Domnul îngăduie oamenilor să ne acuze pentru a putea el să ne îndreptățească. Îngăduie să fim bajocoriți pentru ca el să poată să ne laude. Oare nu pentru aceasta Sfântul Apostol Pavel ne învață să ne bucurăm și în scârbele noastre,
bineștiind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă. Roman 5, versetele 3 până la 5. După Sfântul Var să nu fie, noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu din pricina nerăbdării noastre, care se datorează plăcerii de sine și împuținării credinței. Iată ce fel de răbdare poruncește El creștinilor, să primim bătăile ca și când cineva ne-ar face un bine, hulele ca și când cineva ne-ar proslăvi, chinurile ca și când cineva ne-ar aduce cinste și mâhnirile asupra noastră ca și când cineva ne-ar sluji. O astfel de desăvârșită creștinească răbdare și o astfel de nerăutate într-o răbdare se cere de la noi, cei ce credem în Hristos. Și pentru că aceasta este de neatins de către om, el trebuie să se roage fierbinte lui Dumnezeu ca să-i o dăruiască, neuitând să arate el însuși hârguință într-o răbdare. Capitolul 4. Dușmanii răbdării. Răbdarea creștinească are doi vrășmași, patimile din noi și diavolul din afara noastră. În prim plan stau patimile din noi. Între ele trebuie să indicăm mai cu seamă iritarea, supărarea, mândria, iubirea de sine, mânia, furia, ura și alte neputințe omenești înrudite cu acestea. Le avem noi înăuntru nostru? Nu le avem, se gândesc mulți. Aproape toți ne amăgim pe noi înșine când facem singur evaluarea. Pentru că nu ne cunoaștem îndeajuns, de obicei devenim îngăduitori. Ne socotim pe noi ca fiind sensibili și răbdători, ca amabili și săritori, ca milostivi și compătimitori. Putem fi și, într-adevăr, suntem astfel în condiții normale. Dar dacă se schimbă relațiile dintre noi, dacă suntem jigniți, bajocoriți și nedreptățiți, dintr-o dată ne schimbăm. Nebănuite patimi izbunesc în noi, în urma cărora dăm în clocot, ne supărăm și amabilitatea noastră se evaporă brusc. Cine ne scoate de pe făgașul amabilității? Cine ne face nerăbdători? Oamenii răi din jurul nostru, comportările lipsite de recunoștință față de noi, caracterele nedesăvârșite din jurul nostru, ori grelele împrejurări ale vieții. Nu, nouă ne place să căutăm îndreptățirile nerăbdării noastre în toate acestea și multe altele asemănătoare cu aceste pricini din afară. Dar ce fel de răbdare este aceea care nu se irită dacă nu există factori iritanți? Aceasta este o răbdare înșelătoare. Adevărata stare virtuoasă a celor răbdători se manifestă la nepustirea vrăjmășiilor și nu atunci când tot în jur este liniștit și pașnic. Dacă noi, chipurile liniștiți, izbucnim atunci când suntem provocați, aceasta înseamnă că patima nerăbdării este ascunsă în noi, însă nu s-a manifestat din pricina lipsei unui motiv corespunzător. Nu o pricină din afara noastră aduce întru noi manifestarea nerăbdării, ci nerăbdarea care dormitează în inima noastră, precum o fiară sălbatică în bârlogul său și care iese la iveală de îndată ce o provocăm. Iritarea e urmarea neputinței noastre, boala care se înrădăcinează în natura noastră păcătoasă. Că lucrurile stau așa, se vede mai cu seamă din următoarea pildă a Sfinților Părinți. Un oarecare monarh, luptându-se cu patima nerăbdării, îi învinuia pe toți și pe toate din jurul său ca fiind pricina nerăbdării lui. El voia să se mântuiască, însă socotea că împrejurările nu acționează pentru aceasta. Gândea că dacă frații din jurul lui ar fi fost mai buni cu el, el ar fi putut să devină desăvârșit. La orice semn al nerăbdării lui, îi învinuia numai pe ei și niciodată pe sine însuși. Pentru aceasta a hotărât să se nevoiască singur departe de frați. A luat cu sine puțină pâine și un ulcior cu apă și a plecat să locuiască într-o peșteră în singurătate. „Ei, până la urmă îmi voi găsi odihna”, și-a spus el. „Aici nu este nimeni care să mă necăjească și eu mă voi învăța cu răbdarea.” Rostind aceste cuvinte, el a început să cerceteze peștera. A așezat pâinea pe o piatră, iar ulciorul l-a pus mai deoparte.
însă din pricina suprafeței denivelate, ulciorul s-a răsturnat și o parte din apă s-a vărsat. Monarhul l-a înhățat nervos imediat și l-a așezat dintr-o smucitură la locul lui. Însă ulciorul s-a răsturnat din nou. Aceasta s-a întâmplat de 3 ori. Atunci nevoitorul nostru s-a înfuriat de-a binelea și așa mânios a zvârlit ulciorul de pământ de s-a făcut țăndări. Abia atunci a venit în fire și a spus: „Ce am făcut? Aici nu sunt oameni care să mă necăjească și iată că din nou m-am mâniat, iar aceasta de la un lucru neînsuflețit. Oare el este vinovat de mânia mea? Nu. Văd că nerăbdarea mea izvorăște din mine însumi.” Cum a gândit acestea, a înțeles că nu alții îl împiedică să se desăvârșească în viața duhovnicească, ci propria lui patimă. Atunci a hotărât să se întoarcă în mănăstire și acolo, în mijlocul fraților, să se lupte cu neputința nerăbdării sale. În al doilea rând, ca dușman primejdioși ai răbdării, trebuie să indicăm diavolii nevăzuți care ne înconjoară. Ei nu se arată, însă se manifestă în noi și prin noi. Noi gândim că întotdeauna singuri dispunem singuri de noi înșine, că întotdeauna singuri acționăm, însă în realitate nu de puține ori ei ne conduc, îndeosebi atunci când am căzut sub influența lor. După cuvintele Sfântului Ioan de Kronstadt, sunt duhuri ale răutății sub cer care permanent caută pierirea noastră și ne otrăvesc inima cu otrava gândurilor întunecate și rele. Ei se străduiesc să ne distrugă dragostea pentru oameni și comuniunea noastră cu ei. Sfântul Antonie cel Mare, care a cercetat adânc amestecul diavolesc în viața oamenilor și mai ales în luptele nevoitorilor, spune: „Câte miliarde de diavoli răi și cât de nenumărate sunt chipurile înșelăciunilor lor! Chiar când noi ajungem la cunoașterea patimilor noastre și ne străduim deja să fugim de faptele rele către care diavolii ne îndeamnă, și chiar când ei văd că noi nu aplecăm urechea la sfaturile rele inspirate de ei, aceștia încă nu se întorc de la noi și cu forțe deznădăjduite ne ispitesc. Dea Domnul să se deschidă ochii inimii voastre ca să vedeți cât de nenumărate sunt vicleniile demonilor și câte rele ne pricinuiesc ei în fiecare zi. Dumnezeu să vă dea Duhul dreptei socoteli ca să vă păziți de zavistia diavolilor și de sfaturile lor rele, de înșelarea lor cea mincinoasă, de insuflările lor fine pe care ei în fiecare zi le aduc în inimă, de mânie și cleveteală către care ne îndeamnă, astfel ca să ne certăm unii cu alții și să ne asmuțim unul împotriva celuilalt. Demonii nu au corpuri văzute, însă noi ne facem pentru ei trupuri atunci când sufletele noastre primesc de la ei întunecatele gânduri. Primind aceste gânduri, noi primim demonii înșiși. Astăzi, mulți necredincioși, coexistând cu demonii, își explică nerăbdarea prin slăbirea nervilor. Dar ce anume ne slăbesc nervii, dacă nu propriile noastre păcate, sub care se ascund demonii? Ca să nu ajungem până la descoperirea lor, ca fiind adevărații pricinuitori ai nervozității noastre, demonii ne sugerează că ei nici nu există, ci oamenii răi acționează rău asupra nervilor noștri. Că există astfel de oameni este incontestabil, dar tot la fel de incontestabil este că și în acei oameni se ascund demoni care învață să ne necăjească, să ne bajocorească, să ne păgubească și să ne scoată din răbdare. Adevăratul creștin trebuie să fie lămurit în legătură cu acest joc ascuns al demonilor, ca să se supere numai pe ei atunci când este bajocorit și nu pe aproapele său, care inconștient se face unealta diavolului. Viclenii demoni ne pun să ne certăm cu oamenii ca să-și păstreze influența lor asupra noastră. Caracteristic demonilor este că acestora le place să încețoșeze diagnosticul neputințelor sufletelor omenești și să se ascundă în această ceață. Ei au interesul să stea nevăzuți, pentru că atâta vreme cât sunt ascunși, pot să trăiască în sufletele jertfelor lor și să se hrănească precum vulturii din duharea patimilor lor. Așa cum sunt diavole ai slavei deșarte, ai mândriei, ai iubirii de arginți, ai plăcerii pântecelui, ai desfrânării și altor patimi, așa sunt și diavole ai nerăbdării, ai iritabilității și ai mâniei. Sfântul Apostol Pavel
ne deschide ochii ca să vedem cu cine avem de luptat în realitate, scriind, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Efeseni 6 cu 12. Prin urmare, trebuie să căutăm și să descoperim dușmanii liniștii noastre în împrejurările grele ale vieții, nu în caracterele rele ale apropiaților ori în provocările vrăjmașilor, și înainte de toate, în stricăciunea păcatului nostru, care a născut nerăbdarea, cât și ispititorul diavol, care se folosește de iritarea noastră ca să ne ducă în păcat. De aici rezultă că pentru a dobândi răbdarea, trebuie să ne luptăm nu cu aproapele nostru, ca și cu un vrăjmaș, ci cu propria noastră nerăbdare, care este adevăratul nostru vrăjmaș și cu demonii. Minunate cugetări despre aceasta are Sfântul Ioan Casian. Îndreptarea inimii tale și liniștea ei nu stau în mâinile întâmplărilor străine, care câtuși de puțin nu se află în puterea ta și se săvârșesc prin buna întocmire a propriei tale libertăți. A nu cădea în mânie, aceasta trebuie să atârne nu de desăvârșirea altuia, ci de propria noastră stare de virtute, care se dobândește nu prin răbdarea altora, ci prin propria nevoință a îndelungii răbdări. Atâta vreme cât încă mai arătăm în orice ispită nervozitate, nerăbdare, ieșire din fire, și atâta timp cât din pricina relei noastre așezări învinuim pe alții și nu pe noi înșine, noi ne afundăm în necunoașterea duhovnicească și îl bucurăm pe diavol. Câte războaie ale firii duhovnicești se conduc fără de minte, pentru că oamenii nu-și cunosc adevărații dușmani. Are multă dreptate înțeleptul sfânt Marcu Ascetu, care spune: cea mai de seamă pricina tuturor relelor este necunoașterea, iar a doua după aceasta este necredința. Din pricina acestei necunoașteri, mintea, uitând adevărata știință, duce războiul cu oamenii pentru acelea care sunt dăunătoare ca pentru ceva folositor. Folositor omului este ca să-l zmerească împrejurările vieții, ca să-l netezească caracterele aspre din jur, ca să-l apropie de Dumnezeu prin diferite ispite. Cei ce suportă cu răbdare toate aceste vrăjmășii și scârbe își curățesc precum o perie sufletul de păcate, îl netezesc și îl fac vrednic de bucurile dumnezeieștii comuniuni. Dumnezeu tocmai din această pricină lasă toate aceste vrăjmășii, ca să ne învețe într-o răbdare. Prin răbdare se mântuiește sufletul, Luca 21 cu 19. Și dăunător este pentru om să trăiască numai în satisfacții pământești și să se afunde într-o permanentă liniște netulburată, pentru că toate acestea îl adorm în marea primejdie a căderii în iad, care îl amenință după săvârșirea petrecerii în păcatul fără de grijă ale vieții pământești. Trei sunt stările duhovnicești, spune Sfântul Marcu Ascetul, în care mintea, preschimbându-se, poate să intre firească, suprafirească și împotriva firii. Când se află în sfera ei firească, ea descoperă că singura e vinovată de gândurile sale rele și e pricina propriilor patimi, și atunci își mărturisește păcatele lui Dumnezeu. Când însă se află în starea împotriva firii, atunci uită dumnezeiasca dreptate și luptă cu oamenii ca și când aceștia ar fi scârbit-o în chip nedrept. Iar când se intră în starea suprafirească, atunci află în sine roadele Sfântului Duh pe care le-a arătat Apostolul: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și celelalte, Galateni 5 cu 22. Noi trebuie să ne păzim ca să nu ne împotmolim în starea împotriva firii, a păcatului, sub influența căruia învinuim pe alții, iar pe noi înșine, îndreptățindu-ne, ne supărăm de păcatele străine, iar pe ale noastre le răbdăm, călcând dumnezeiasca dreptate, ca să ne arătăm nedreptatea noastră ca dreptate. Ieșind din această stare împotriva firii, trebuie să însetăm a intra în starea firească, hărăzită nouă de Dumnezeu, starea cunoașterii de sine, a pocăinții,
a conștientizării propriului păcat și a răbdării păcatului străin, pentru că toate acestea sunt leacuri pentru neputințele noastre păcătoase, însă din această stare firească trebuie să ne străduim spre cea suprafirească. Cine s-a învrednicit să intre în această stare, va vedea că lupta împotriva nerăbdării noastre a dat cu ajutorul lui Dumnezeu rod al dragostei, că scârbile s-au prefăcut în bucurie, neînțelegerile în pace, mâhnirile de la aproapele în bunătate și așa mai departe. Noi trebuie să ne aducem aminte că suntem păcătoși, că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, că din pricina nelegiuirilor noastre suntem pedepsiți prin izgonirea în această viață pământească a scârbelor și că trebuie să suportăm pedeapsa propriilor păcate pentru a ne mântui și a ne întoarce din nou în patria cerească, la Dumnezeu. Dar această convingere a noastră nu ar trebui să fie numai teoretică, moartă, ci vie și lucrătoare, întărită de comportarea noastră creștinească și îndeosebi de răbdarea noastră. Știința fiecăruia dintre noi, spune cu îndreptățire Sfântul Marcu Ascetul, e pe atâta de adevărată pe cât este de întărită de blândețea noastră, de smerita cugetare și dragoste. Dacă suportăm răbdător dușmăniile în această lume, vom ieși din aceasta îmbogățiți în virtuți și cu bucurii fără de semăn. Dacă ne întunecăm în fiecare încercare, dacă ne mâniem la fiecare cuvânt jignitor, dacă ne înfuriem la fiecare dușmănie, fără să ne luptăm cu noi înșine, vom ieși din necazurile acestei lumi întunecați pentru a intra în veșnicile chinuri și mai întunecați. După Sfinții Părinți, toate pe acest pământ sunt după pronia lui Dumnezeu cea bună pentru binele nostru veșnic. Dumnezeu îngăduie necinstirea și rabdă pe cei necinstitori ca să slujească ei ca nevoință evlavioșilor în răbdare, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur. Și mai spune același, nimic nu este în așa de puțin folositor naturii omenești precum bunăstarea și tihna. După el, bunăstarea naște mai mult rău decât sărăcia. Aceasta o întărește și Sfântul Ioan Casian, care scrie, fericirea vatămă pe om mai mult decât nefericirea, pentru că ultima, uneori împotriva firii, ne înfrânează și smerește, conducând până la mântuitoarea întristare. Ea ori ne predispune să păcătuim mai puțin, ori ne conduce până la deplina îndreptare. Iar fericirea, făcând sufletul să se mândrească cu păgubiri, măcar că sunt plăcute înșelări de sine, îi azvârle încăderea strașnică și împierire pe aceia care, din pricina realizărilor în fericire, se socotesc fără primejdie. O, Doamne, spune și ateu atunci când cade într-o mare nenorocire, dacă ia aminte omul, nenorocirea nu-l va păgubi, dimpotrivă, îl va mântui din cea mai strașnică nenorocire, din veșnica pierdere. Iar păcatul, neîmpiedicat de anumite nenorociri și piedici, pierde în veac sufletul. Noi, pe bună dreptate, ne temem, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu atâta de fiara legată, cât de cea dezlegată. Tocmai atunci putem să ne temem mai puțin de păcat, în vreme de păcat, pentru că atunci el este legat de scârbă, însă în vreme de bunăstare, trebuie îndeoseb să ne temem de el. Iată pricina pentru care Dumnezeu îngăduie grele întâmplări în viața noastră, diferite vrăjmășii din partea oamenilor răi și puternice ispite de la puterile întunecate ale demonilor. Prin toate acestea, El ne izbăvește de păcatele noastre și de veșnica pierire, iertându-ne pentru răbdarea noastră mulțimea păcatelor săvârșite mai înainte. Despre aceasta ne încredințează Sfântul Ioan Gură de Aur, care conchide, succint și lămurit, îndelunga răbdare a răului aduce iertarea păcatelor. Pentru aceasta, niciodată nu te teme, ne convinge încă o dată el, de ispite dacă sufletul tău este pregătit pentru ele. Cum focul face aurul mai strălucitor, astfel și nenorocirea, nu vatămă, ci înalță vitejii, izgonind lenea, interiorizează sufletul și înțelepțește mintea. Smintelile sunt îngăduite ca să nu micșoreze tăria celor plini de bărbăție. De aici putem să înțelegem
Sentința Sfântului Antonie cel Mare. Nimeni nu poate să intre în împărăția cerurilor fără ispite. Dacă nu ar fi ispite, nimeni nu s-ar mântui. Capitolul 5. Greutatea nevoinței răbdării până la sfârșit. Răbdarea creștinească este în mod cert o nevoință foarte grea, pentru că cere tărie până la sfârșit și dezrădăcinarea patimilor care se află în adâncul nostru. Iritarea, supărarea, mândria, mânia, răzbunarea și alte asemenea. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la răbdare nu numai ca să ne ușureze viața pământească de dușmănoasele ciocniri reciproce, măcar că și aceasta vine ca o binecuvântare urmată a răbdării, ci ca să ne mobilizeze în lupta susținută cu patimile și demonii și în acest mod să ne conducă la veșnica izbăvire din ele. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește să răbdăm fără de sfârșit. Această răbdare ne învață să nu săvârșim păcatele mâniei, răutății și răzbunării în fața lui Dumnezeu și să ne desăvârșim în smerenie și să ne asemănăm lui Hristos, care este chipul răbdării. El a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă ca să pășiți pe urmele Lui, care n-a săvârșit nici păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui, și care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară, suferind, nu amenința, ci se lăsa în știrea celui ce judecă cu dreptate. 1 Petru, capitolul 2, 21 până la 23. Hristos a răbdat nevinovat, iar noi suntem vinovați. El nu a dat niciun temei ca să fie muncit, iar noi merităm comportarea rea față de noi. Pentru aceasta, cu și mai mare pregătire, suntem datori să răbdăm tot felul de dușmănii, nenorociri și rele, astfel încât prin ele să ne plătim păcatele și să ne apropiem de cel mai mare răbdător, Hristos Răscumpărătorul. Dumnezeu cu înțelepciune a rânduit să răbdăm, ca să ni se dea prin aceasta posibilitatea ca încă de aici să purtăm canonul păcatelor noastre și să ne curățim sufletele. Sfântul Ioan de Kronstadt, plin de har, învață: ești plin de toată nedreptatea? Însetează să rabzi de la oameni toată nedreptatea, ca să se arate peste tine în această viață judecata dumnezeieștii dreptăți. Roman 2 cu 3. Aceasta ca să nu răspunzi la înfricoșata judecată pentru că ai încălcat uneori dumnezeiasca dreptate. Dacă cu mărinimie rabzi nedreptățile oamenilor, vei răscumpăra nedreptățile tale ce țin de dumnezeiasca lege. Hristos spune: și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. Matei 7 cu 2. Aceasta înseamnă: dacă tu ierți pe acei care săvârșesc nedreptăți privitoare la tine, și Dumnezeu îți va ierta nedreptățile tale. Dacă tu ești îngăduitor, și Dumnezeu va fi îngăduitor cu tine. Însă dacă tu nu poți să rabzi cu răbdare nici cea mai mică nedreptate împotriva ta, cum ai vrea ca Dumnezeu să-ți ierte nedreptățile tale strigătoare la cer împotriva Lui? Răbdarea creștinească e o grea nevoință din două motive. 1. Primul e de ordin obiectiv. Dureroase de purtat sunt înseși împrejurările exterioare care ne supun permanent la grele ispite, cu atât mai mult cu cât ele izvoresc cel mai adesea din cruzimea omenească, din răutate și nedreptate. 2. Al doilea este de ordin subiectiv. Printre virtuoasele noastre sforțări de a răbda, se ridică în inima noastră puternice patimi: iritarea, supărarea, ieșirea din fire, încântarea de sine, iubirea de sine, mândria, răutatea, ura, mânia și altele. Cum poate să fie omul răbdător prin atât de multe și de rele iritări din afara ale nervilor noștri, cât și prin prezența permanentă a propriilor noastre în bolduri păcătoase spre nerăbdare venite din interior? Răbdarea firească nu ajunge nicăieri. Rabzi, rabzi și în cele din urmă izbucnești. Din punct de vedere al idealului de săvârșire creștine, aceasta nu este răbdarea. Adevărata răbdare, răbdarea până la sfârșit, Matei 24 cu 13, nu este în puterea oamenilor, ci este darul lui Dumnezeu dat sufletelor smerite. Cine s-a nevoit să se smerească
După cum s-a arătat deja mai înainte, în legătura cu dobândirea smeritei cugetări, s-a învrednicit să primească de la Dumnezeu marele dar al răbdării harice. Și atunci el va fi în stare să rabde și lucrurile de nesuportat din punct de vedere omenesc. Neputința noastră de a ajunge singuri la realizarea deplină a virtuții răbdării este bine conturată de către Sfinții Părinți. Numind răbdarea putere, în opoziție cu lipsa de voință, Sfântul Isaac Siru scrie: este cu neputință omului să afle atâta putere ca să-și poarte propriile lui necazuri dacă Dumnezeu nu-i o dăruiește. Ea se dobândește prin străduință în rugăciune și prin vărsare de lacrimi. Când Dumnezeu vrea să lase pe om în mari necazuri, îl lasă să cadă în mâinile împuținării sufletești. Aceasta naște în om greaua înfrângere a grijii de multe. Cuprins de ea, el se simte în sufletul său asuprit strașnic și aceasta este pregustarea ghenei. De aici izvorăsc mii de ispite, zăpăceala, enervarea, hula, strămutarea dintr-un loc în altul și altele. Dacă întreb care este cauza tuturor acestora, ți se va răspunde: neorânduiala ta. Tu însuți nu te-ai îngrijit ca să afli leacul împotriva tuturor acestora. Numai cu ajutorul leacului potrivit, omul află repede mângâierea sufletului său. Care să fie acesta? Smerita cugetare a inimii. Fără ea, nimeni nu poate să nimicească aceste rele. Dacă ești smerit, după gândul tău smeriții se va da și răbdare în necazurile tale. Iar după răbdarea ta, se ușurează greutatea scârbelor tale și tu primești mângâiere. Însă după mângâiere, se mărește dragostea de Dumnezeu și pe măsura dragostei tale crește bucuria ta în Duhul Sfânt. De aceea, îndurătorul nostru Părinte, atunci când binevoiește să ușureze starea adevăraților lui fii, nu le ridică ispitele, ci le dă răbdare în ispite. Și ei, întinzând mâna răbdării lor, primesc toți aceste bunătăți spre desăvârșirea sufletelor lor. În acest înțeles și Sfântul Apostol Petru sfătuiește pe creștini să-și dea toată străduința și să adauge la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. 2 Petru, capitolul 1, versetul 6 și 7. Răbdarea este necesară în cel mai înalt grad fiecărui om în lucrarea mântuirii. Pentru ea se iartă păcatele. Prin ea crește îndrăzneala noastră înaintea Domnului. Mulțumită ei, primim de la Dumnezeu mângâierea și veselia cea veșnică. Și pentru că ea este darul de la Dumnezeu pentru osârnicii răbdători, toți suntem datori să ne îndelenicim în această virtute ca să o dobândim. Când simțim că răbdarea ne-a crescut, aceasta este semnul, după Sfântul Isaac Siru, că harul lucrează întru noi și ne mângâie în necazuri. Prin haricile mângâieri, chiar și cele mai grele scârbe pot fi suportate, pentru că Dumnezeu a toată mângâierea ne ajută în aceasta, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, că precum prisosesc patimile lui Hristos întru noi, așa prisosește prin Hristos mângâierea noastră. 2 Corinteni 1 cu 3 și 5. Răbdarea creștinească este legată indisolubil cu credința, nădejdea și dragostea către Dumnezeu. Cum fără credință este cu neputință să plagi lui Dumnezeu, Evrei 11 cu 6, la fel, fără credință, nu se află în om impulsuri puternice și trainice pentru răbdare. Însăși, nădejdea că Dumnezeu ne va milui pentru răbdarea noastră hrănește această virtute, iar dragostea ridică răbdarea până la treapta puterii de neînfrânt, pentru că ea o învață la jertfă și lepădare de sine. Sfântul Ioan de Kronstadt scrie: dragostea creștinească primește să rabde toate neajunsurile în viață, strâmtorarea, lipsa aerului curat, pierderile, decât să îngăduie nerăbdarea, amărăciunea, enervarea, răutatea și cârtirea împotriva celora care ne strâmtorează. Dragostea rabdă toate și suportă toate, păgubindu-se pe sine. Acolo unde există dragoste,
Există harul lui Dumnezeu, liniștea, mulțumirea. Creștinul pe toate le rabdă, numai și numai ca să nu se dezlipească de harul lui Dumnezeu, care pentru el este cea mai mare din toate bogățiile. Astfel, harul și dragostea fac posibilă răbdarea. Greutatea răbdării ca nevoință izvorăște din aceea că ea nu se realizează fără jertfe, însă aceste jertfe sunt îndreptățite. Cine jertfește în avântul răbdării un lucru cât de mic, primește de la Dumnezeu ceva neasemuit mai mare. Ca să ne învățăm într-o răbdare, trebuie să ne dezvățăm de tot confortul de prisos și de plăcerile proprii. Rău primit este acela, spune Sfântul Ioan de Kronstadt, care iubește în mod exagerat comoditățile vieții. El va fugi de tot inconfortul și nu va căuta spre răbdare. Însă, în realitate, întreaga viața creștinului e lipsită de comoditate, e drum strânt, cruce. Rabdă lipsa de comoditate, căutând spre incomoditate, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ce am. Filipeni 4,11, spune apostolul. Mai mult decât orice, trebuie să răbdăm în scârbe și în dureri și nu deznădăjdui să cârtim și să spunem, nu mi-este în putere această boală, mai bine să mor. Dumnezeu ne trimite boala ca pe un medicament împotriva păcatelor noastre. Dacă azvârlim acest medicament, rămânem în păcate. Dacă suportăm fără cârtire boala, ne vom tămădui sufletele noastre. Despre Dumnezeu se spune că este îndelung răbdător, Psalm 102,8, pentru că rabdă păcatele noastre, așteptând să ne pocăim, îndemnându-ne către aceasta în vrăjmășiile vieții. Sfântul Apostol Petru scrie, Domnul îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piară cineva, ci tot să vină la pocăință. 2 Petru, capitolul 3 cu 9. Pentru aceea, îndelunga răbdare a Domnului nostru, socotiți-o drept mântuire. 2 Petru, capitolul 3 cu 15. Despre aceeași vorbește și Sfântul Apostol Pavel, scriind, sau disprețuiești tu bogăția bunătății lui și a îngăduinței și a îndelungii lui răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Roman 2 cu 4. Este vădit că pe cât este de îndelung răbdător Dumnezeu, pe atât noi, oamenii păcătoși, suntem nerăbdători. Nerăbdarea ne conduce până acolo că nu putem să purtăm nici ispitele trimise vădit de dumnezeiasca pronie, măcar că suntem conștienți că ele sunt spre binele nostru. Dumnezeu vrea să fim către pronia sa îndelung răbdători, cum El este îndelung răbdător cu nelegiuirile noastre. Prin aceasta, se poate face comparație între nelegiuirile noastre și pronia lui Dumnezeu. Păcatele noastre ne păgubesc, iar purtarea lui de grijă ne mântuiește. Dacă Dumnezeu rabdă păcatele noastre care ne păgubesc, cum să nu răbdăm și noi pronia lui care ne mântuiește? Cum de lungă răbdare către pronia lui Dumnezeu, sfinții plăcuți al lui Dumnezeu și-au înfăptuit propria lor mântuire veșnică. Un astfel de plăcut al lui Dumnezeu este Sfântul Proroc David, care spune, așteptând, am așteptat cele trimise mie de pe Domnul și s-a plecat spre mine și a auzit rugăciunea mea. Psalmul 39, 1 și 2. În același fel, el cu aceeași înduioșare numește pe Dumnezeu răbdarea lui, că Tu ești așteptarea mea, răbdarea. Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, Psalmul 70:6. Și ce se spune de minunata îndelungă răbdare a mult pătimitorului Iov, Iacob 5:11. În mijlocul ispitelor sale de nedescris, îmboldit chiar de soția lui să-l hulească pe Dumnezeu, el răspunde cu tărie, dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? Iov 2:10. Însă acești drepți au fost de o adâncă smerenie, pentru aceea au avut o răbdare nemai întâlnită. Nouă, ne lipsesc merenia și adânca pocăință pentru păcate, de aceea suntem nerăbdători. Sfântul Ioan de Kronstadt sfătuiește, adu-ți aminte de înțelepciunea tâlharului,
Noi am primit cele cuvenite după faptele noastre, Luca 23 cu 41, și privește cu ochii tăi duhovnicești către patimile Mântuitorului pe cruce. Mult mai ușoară este suportarea necazurilor cu răbdare dacă ne spunem: Doamne, fie sfânta ta voie, și Dumnezeu va întoarce rău în bine. Dar este oare posibil ca El să poată să ne cufunde în amare necazuri, fără să aibă cele mai bune intenții pentru noi? Ca o pravilă de aur într-o răbdare, poate să ne slujească următoarea pildă. Ava Pavel și fratele lui Timotei locuiau împreună într-un schit și adesea se certau din diferite pricini. În cele din urmă, Ava Pavel a spus: Până când să trăim așa? Fratele i-a răspuns: Fii bun, când eu te necăjesc, tu să rabzi, iar când tu încerci să mă necăjești, voi răbda eu. Așa au și făcut. Și din aceea zi, liniștea a revenit în chilia lor. Nevoința răbdării presupune o încordare interioară permanentă. Ea este legată de purtarea cu greutate a vrăjmășilor din afară și a marilor războaie dinăuntru. Ispitele, cerând răbdarea, nu întotdeauna se încheie cu îmbogățirea sufletului și cu biruință, ci adesea prin păcat. Cui se datorează aceasta? Insuficienței credințe, nădejde și dragoste către Dumnezeu, cât și marelui atașament spre bunurile pământești. Sfântul Marcu Ascetu scrie: Întâmplarea cea rea dă înțeleptului, răbdătorului, să-și aducă aminte de Dumnezeu, iar aceluia care a uitat pe Dumnezeu, ea îi aduce amărăciune. Trebuie să crezi puternic în Dumnezeu, să nădăjduiești cu tărie că vei primi de la El milă, să-L iubești cu îndestulare și cu putere să năzuiești la mântuire, ca să poți să rabzi vrăjmășiile în viață cu folos pentru sufletul tău. Fără evlavie și smerenie, nu există adevărata răbdare. Și fără răbdare, nu se ajunge la nicio virtute, pentru că virtutea dobândită fără lupte nu este trainică. Cea mai înaltă virtute, dragostea cea adevărată, se încearcă prin cele potrivnice, adică prin biruirea ispitelor. Învătămarea noastră de păcat nu există alt drum către creșterea duhovnicească fără necazuri și suportarea lor într-o răbdare. Cum acelora care au digestia bolnavă le folos amarul pelin, spune Sfântul Marcu Ascetul, așa și celor răi din firele de folos să rabde și amarele necazuri, pentru că aceste leacuri folosesc patimilor pentru însănătoșire, iar celorlalți pentru pocăință. După Sfântul Ioan Gură de Aur, răbdarea aduce celor păcătoși iertarea de păcate, iar celor drepți încă și mai mare întărire în virtute și încă o mai mare îndrăzneală în rugăciunile îndreptate spre Dumnezeu. Dacă sfinții cei drepți și mucenicii au avut rugăciune făcătoare de minuni, aceasta este datorată faptului că prin îndelunga lor răbdare ei și-au arătat marea lor dragoste către Hristos, pentru care cu bucurie au jertfit totul, chiar și viața lor. Prin toate aceste întâmplări în care creștinii au înaintat în viața duhovnicească, această înaintare s-a datorat smeritei lor răbdări. Suportarea necazului, spune Sfântul Marcu Ascetul, pricinește scârbă inimii, însă aceasta va fi cauza curățirii păcatelor a celora care o suportă cu răbdare. Din starea ei pasivă, răbdarea trebuie să devină activă și să se prefacă într-o hărnicie permanentă în grădina noastră duhovnicească. Așa se curățesc neghinele păcatelor, așa se aduce roada duhovnicească. Pentru adevărații creștini nu există odihnă în această viață. Pe ei ori îi chinuie vrăjmășile din afară, ori îi chinuie conștiința pentru vreo greșeală făcută, ori îi preocupă ideea cum să facă mai bine voia lui Dumnezeu. Când nu au ispite din afară, bunii creștini își rânduiesc problemele dinăuntru, să se ostenească, să facă ceva bun pentru Dumnezeu, să mânghe vreun deznădăjduit, să ajute cuiva în nenorocire, să viziteze vreun bolnav fără sprijin și altele. Dacă vine vreo oarecare ispită, ei o depășesc prin smerenie și răbdare. Dacă trece ispita, ei se zmeresc prin silirea de sine a împlinirii dumnezeieștilor porunci. Și într-unul și în celălalt caz,
se constrâng pe ei înșiși ca să meargă pe drumul cel strânt al hărniciei duhovnicești. Nimeni nu s-a mântuit zăcând în pat și în lenevie, prin comoditate și distracție, ci prin nevoință și suportarea vrăjmășiilor, fie alese de bunăvoie, fie răbdate de nevoie. Îndeosebi, atunci când creștinul greșește înaintea lui Dumnezeu, el simte ca pe o trebuință lăuntrică să rapte, ca să-i atragă milostivirea lui și să se împace cu el. Cine cinstește pe stăpânul, Dumnezeu, spune Sfântul Marc Ascetu, împlinește cele poruncite, iar dacă păcătuiește într-un lucru ori arată neascultare, rabdă ca pe o certare dreaptă toate câte îi se întâmplă. Necazurile năpustite asupra noastră a oamenilor sunt pruncii propriilor noastre fapte rele. Însă dacă le răbdăm cu rugăciune, vom primi apoi bunătăți din belșug. Trebuie nu numai să cunoaștem aceasta, însă să și împlinim. Întrucât cunoașterea, fără fapte conforme cu ea, încă nu este întărită, chiar dacă este adevărată. Fapta slujește la întărirea a toate. Când sufletul păcătos nu primește necazurile care vin și nu se înțelepțește prin ele, atunci îngerii îi spun aceluia, am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat, Ieremia 51,9. Ca să ne însănătoșim, atârnă nu numai de leacurile dumnezeiești, ci și de smerita noastră răbdare. Dumnezeu ne dă cu grija dragostei din destul băutura amară a suferinței, așa cum o mamă dă medicamentul copilului ei bolnav. Însă noi trebuie de bunăvoie să întindem mâna și să bem cu mulțumire acest leac. În aceasta constă participarea noastră la propria mântuire. Fiecare dintre noi are putere nu numai să primească, ci și să refuze medicamentele, dacă nu dorește să se folosească de ele. Cine însă le refuză, păcătuiește amarnic împotriva sa, pentru că prin aceasta nici nu-și micșorează suferințele sale, nici nu se însănătoșește. Când ne împresoară ispitele, atunci cel mai înțelept este să spunem, iată, acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii, 2 Corinteni 6,2. Dacă ne însoțim de o asemenea cunoștință, dacă întâmpinăm ispitele cu smerenie, cu răbdare și cu rugăciune de căință, ne vom mântui. Însă dacă nu ne smerim și nu răbdăm, vom pieri. Din voința noastră liberă s-a născut păcatele noastre și tocmai ea trebuie să se înhame ca ele să fie dezrădăcinate. Propriile păcate ne-au adus nenorocirile în viața noastră. De bunăvoie însă, acum, noi trebuie să ne folosim de aceste nenorociri pentru însănătoșirea noastră, ca răul pentru care noi ni l-am pricinuit să ne fie folositor la bine. Cum ni s-a poruncit, prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre, Luca 21,19, Mântuitorul a transmis răbdării mare putere. Nu întâmplător s-a spus, iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui, Matei 10,22. Foarte importante sunt aici cuvintele până la sfârșit. Aceasta înseamnă nu schimba răbdarea cu nerăbdarea, ci întotdeauna arată răbdare, chiar aceasta până la sfârșit. Dacă schimbi răbdarea ta, dacă te superi, dacă țipi, trebuie pe îndată să te pocăiești și din nou să continui lupta de dobândire adevăratei și permanentei răbdări în mijlocul vrăjmășilor vieții. Principiul de bază în această luptă este sfatul Sfântului Apostol Pavel, soarele să nu apună peste mânia voastră, Efeseni 4,26. Cine își înfrânge repede mânia, reface cu ușurința răbdarea care încetase. Deși suntem oameni neputincioși, suntem datori să ne nevoim într-o răbdare, amintindu-ne că Dumnezeu este printre cei răbdători și le ajută. Dacă uneori ne pierdem răbdarea, trebuie, după putință, îndată să ne întoarcem către Dumnezeu pentru ajutor și în El din nou vom afla. Nu se poate să spunem, până când voi răbda? Am răbdat ani la rând, gata, nu mai pot, s-a umplut paharul. Astfel de judecăți sunt de-a dreptul pierzătoare. Noi trebuie să știm
că nevoința amară a răbdării adună picătură cu picătură nectarul dulce al virtuții smereniei în inimile noastre și umple faguri din săracii noștri stupi cu mierea mântuirii. În această miere harică, sufletele noastre se vor hrăni în veșnicie, însă dacă nu o avem, noi vom fi osândiți la înfometare veșnică. Răbdarea mântuiește numai când este dusă până la capăt. Să luăm altă pildă. Dacă tu ai adunat multe picături din cel mai scump unt de lemn în paharul răbdării, însă la sfârșit nu-l păstrezi, ci l-ai vărsat, ce folos că ai adunat aceste picături atât de multă vreme? Închipuiește-ți că ești șofer și călătorești cu mașina pe un drum periculos de munte, plin de serpentine. Ai fost atent tot timpul, însă la sfârșit ai cedat și ai spus: "Nu mai pot să fiu atent, sunt obosit." Aceasta te va duce la catastrofă. Mai bine oprești pentru puțină vreme, te odihnești și apoi pornești din nou. Asemenea pauză nu este un păcat, ci este de trebuință din punct de vedere fizic. Însă neatenția și încrederea în sine, precum și nepăsarea și nerăbdarea, sunt păcate. Creștinul înțelept își dă limpede seama atât de faptul că răbdarea este o foarte grea nevoință, cât și de aceea că, în ciuda greutății ei, Dumnezeu ne-o cere ca pe o datorie. Cei ce se nevoiesc într-o răbdare știu că amară la început, răbdarea devine încetul cu încetul plăcută, pentru că aduce biruința asupra patimilor. Patimile tulbură sufletul și îl fac nefericit, iar răbdarea îl curăță și îl păzește de o nouă tulburare. Curăția sufletului îl oglindește din nou în sine pe Dumnezeu, iar aceasta îl face fericit. Ca să se poată depăși mai ușor marea greutate a nevoinței răbdării, creștinul trebuie să-și amintească întotdeauna că totul în lume se schimbă, că bunul Dumnezeu nu ne îngăduie să fim ispitiți mai mult decât putem duce. 1 Corinteni 10 cu 13. Și că El nu numai ispite îngăduie în viață, ci trimite și mângâieri. În minunata Lui purtare de grijă, nopțile celui nenorocit se schimbă cu zile luminoase ale liniștii sufletești. După perioadele ploioase ale lacrimilor, vin ceasuri de pace ale bucuriei însorite. Toamnele și iernile grijii de multe sunt înlocuite de primăverile pline de buchete de flori ale nădejdii. Dacă acum soarele este nori, cât de curând va ieși din ei și ne va zâmbi? Trebuie numai să răbdăm și să nu cădem nici în negrijă, nici în disperare. Nu se poate culege rodul nevoinților noastre încă verde, ci trebuie să așteptăm să se coacă. Pentru că, după dreapta judecată a lui Dumnezeu, așa cum îl vom culege, așa îl vom și mânca. Toate acestea sunt cunoscute de urâtorul de oameni, diavolul. Pentru aceasta, el urmărește să reteze răbdarea noastră, pentru că răbdarea dusă până la capăt ne slobozește de sub puterea lui și îi taie răutățile asupra noastră. Atunci când Mântuitorul nostru a târnat pe cruce și săvârșea marele act a răscumpărării noastre, diavolul insufla pe poporul necredincios, cât și pe cărturarii și farisei, să-i spună batjocului lui Iisus: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce și vom crede." Matei 27, 40 până la 42. Totuna, ca și cum i-ar fi spus lui: "Retează răbdarea ta, nu desăvârși fapta ta, coboară de pe crucea patimilor tale." Însă Hristos nu-i asculta. Deși ca Dumnezeu avea puterea să o facă și aceasta, dacă dorea, prin chinurile sale, răbdate pe cruce, până la capăt, El biruie pe diavol și ne răscumpără din puterea lui. Prin moartea lui, El calcă pe moarte, iar prin învierea lui își arată dumnezeirea sa atotputernică și ne dăruiește viața veșnică. Ce s-ar fi întâmplat dacă Mântuitorul ar fi ascultat de sfatul diavolesc? Ar fi dobândit mirare la această minune a întregului popor, însă o mirare pe care pot să o provoace și vrăjitorii diavolești cu scamatoriile lor, mirare cu care a uluit mulțimile și magicianul Simon Vrăjitorul, Faptele Apostolilor 8 și 9,
mirare care nu mântuie nicicând. Dacă Iisus ar fi coborât de pe cruce, toți s-ar fi împrăștiat pe la casele lor, mulțumiți că au văzut un fapt neobișnuit. Însă nimeni nu s-ar fi bătut cu căință în piept, cu tremurat de înfricoșătorul păcat al uciderii lui Hristos, văzând că aceasta s-a întâmplat nemijlocit după moartea răscumpărătoare a lui Hristos, urmată de înfricoșătoarele cutremurări ale revoltatei și neînsuflețitei naturi, Luca 23 până la 48. Poporul este nechipzuit și caută pâine și cir, iubește senzaționalul și prin el își hrănește satisfacțiile mărșave ale sufletului său. Dacă Hristos ar fi coborât de pe cruce, poporul nu ar fi împlinit făgăduința sa de a crede în el ca în Dumnezeu și ca răscumpărător din păcat, din blestem și din moarte. Dimpotrivă, el ar fi continuat să meargă pe vechea lui cale păcătoasă. Astfel, pogorârea lui Hristos de pe cruce, năpădită de uitarea și de iureșul vieții, nu i-ar fi fost de folos nimănui, în afară de diavol, care prin eșuarea răscumpărării ar fi ținut pe toți sub puterea lui întunecată. Și pentru noi, aceasta ar fi fost o pildă rea, de nevoință nedesăvârșită, retezată de nerăbdare chiar mai înainte de desăvârșire. Atunci, ni s-ar fi dat chiar și nouă oarecare îndreptățire să ne lepădăm de crucile noastre. Însă acum, dumnezeiasca putere, prin aparenta înfrângere a lui Hristos, iese biruitoare pe cruce și arată întregii lumi roadele răbdării. Binecuvântatele urmări ale nevoinței răbdării până la capăt, ale Mântuitorului, umplu de strălucire întreaga istorie creștină. Ele au însuflețit milioane de mucenici și mărturisitori ai credinței lui Hristos ca să-și verse sângele lor pentru Dumnezeu. Au dat puteri la nenumărați monarhi și sihastri să ducă o luptă nemiloasă cu diavolul și să se nevoiască pentru dobândirea virtuților. Au inspirat îndrăzneala luptătorilor pentru adevărul creștin ca să rabde munci și prigoniri și ca să suporte totul în numele dreptății dumnezeiești. Toți acești eroi ai credinței, prin fiecare picătură de sânge vărsată de ei, prin fiecare lacrimă de pocăință și prin tot adâncul lor suspin, amintesc de cuvintele Sfântului și Marelui Apostol Pavel, îndrăgostit până la moarte de Domnul: căci dacă am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El. Dacă rămânem întru El, răbdăm, vom împărăți împreună cu El. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 11 și 12. Răbdarea până la capăt luminează cu strălucirea victoriei fiecare nevoință. Ea a încununat cu aureole chipurile sfinților. Ea a proslăvit și proslăvește pe toți, și mari și mici, osârnici lucrători în ogorul Domnului, pe toți luptătorii împotriva eresurilor, pe toți episcopii care și-au pus sufletul pentru turma lor, pe toți nebunii pentru Hristos, care și-au călcat mândria lor și-au preferat înaintea cinstirilor unei vieți liniștite scârbirile și înjosirile de bunăvoie pentru numele cel mare al lui Hristos. Fapte 5 cu 41. Binecuvântatele urmări ale nevoinței răscumpărătoare a lui Hristos se simt până în ziua de astăzi cu aceeași putere de către toți adevărații copii al lui Hristos, care, în necazurile zilnice, prin grelele lor ispite, prin purtarea răbdătoare a crucii, își ridică smerit privirea rugătoare către așezătorul nevoinței, Hristos, așteptând de la el binecuvântat ajutor și întărire. Mare putere duhovnicească dobândește acel creștin care își poartă până la capăt, cu răbdare plină de căință, crucea sa. Pentru această răbdare plină de căință, tâlharul cel prea înțelept s-a învrednicit să primească iertarea tuturor păcatelor sale, să intre în rai și chiar să ajungă făcător de minuni, după cum ne arată următoarea povestire sfântă. Sfântul Porfirie din Gaza, anul 420 după Hristos, ca tânăr călugăr, a căzut în boală grea. Și măcar că nu putea să meargă, cu râvnă înconjura sfintele locuri de la Ierusalim, târându-se pe genunchi.
Într-o zi el s-a apropiat încet, încet de Golgota și acolo a căzut vâlguit de putere. În multele sale dureri, înfrânte cu rugăciune fierbinte, el a căzut în răpire și a văzut pe Mântuitorul atârnând pe cruce și lângă el pe bunul tâlhar, răstignit de-a dreapta lui. Porfirie, în durerea lui, a început rugător să strige: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Luca 23 cu 42. Mântuitorul s-a întors către tâlhar și i-a spus: Mergi și-l tămăduiește de boala trupească, așa cum eu te-am vindecat de cea sufletească. Tâlharul, îndată coborât, a venit la Porfirie, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. După ce l-a ridicat de la pământ sănătos, i-a spus: Vino la Mântuitorul. Porfirie a pășit cu evlavie nețărmurită spre Domnul, care i-a poruncit arătându-i crucea lui: Ia acest lemn și poartă-i de grijă. Porfirie a luat crucea și, venindu-și în fire, a văzut că este sănătos întru totul. Nu după mult timp, patriarhul de Ierusalim l-a hirotonisit pe Porfirie, cel însănătoșit în chip minunat, în cinul preoțesc, și a încredințat lui să păzească o mare parte din cinstitul lemn al făcătorei de viață cruci a lui Hristos, așezat într-o raclă aurită deosebită. O altă mare parte din crucea lui Hristos fusese deja luată de către Sfânta Împărăteasă Elena la Constantinopol. De remarcat în vindecarea minunată a Sfântului Porfirie este împrejurarea că nu Hristos însuși l-a ajutat să se însănătoșească. Acest lucru l-a înfăptuit la porunca lui Hristos tâlharul. De unde poate să aibă un tâlhar binecuvântata putere a facerii de minuni? De acolo că și-a purtat până la capăt cu pocăință și răbdare crucea lui. Noi fugim de crucea răbdării, pentru că nu știm câtă binecuvântare ne aduce ea. Orice suferință, suportată cu credință și răbdare, este grăuntele care va da mai apoi mare bucurie. Aceasta ne arată și Sfântul Apostol Pavel, care scrie: Orice mustrare la început nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă dă celor încercați cu ea roada pașnică a dreptății. Evrei 12:11. În același duh și Sfântul Marcu Ascetu spune: În necazurile dureroase primite fără de voie este ascunsă mila lui Dumnezeu, care conduce pe cei ce le suportă spre pocăință și izbăvește de veșnicile munci. Dacă conștientizăm ce înseamnă a fi izbăviți de veșnicile munci și dacă ne convingem că răbdarea numele lui Hristos are puterea să facă aceasta pentru noi, am socotit ca mare binefacere de la Dumnezeu toată durerea pământească, nenorocirea, scârba și năpasta care ni se întâmplă în viață și ne dă prilej să arătăm o astfel de răbdare mântuitoare. Și atunci, pocăința pentru păcatele noastre ne-ar mișca într-atâta că în întâmpinarea vrăjmășiilor și a nenorocirilor am vedea pe deplin meritate dumnezeiești canoane și nu ne-am supăra pe Dumnezeu pentru suferințele îngăduite în viață. Atunci tot drumul pământesc s-ar preface în amară și în același timp în dulce pocăință, cât și în resemnată și în sufletitoare răbdare. Atunci cu noi s-ar împlini cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Cine a suferit cu trupul, a isprăvit cu păcatul. 1 Petru 4:1. Atunci ne-am căi astfel, că singuri am înseta spre canoane, asemenea Sfântului Efrem Siru, care a spus: Mai bine aici ceartă-mă, Doamne, și acolo miluiește-mă. Atunci, adeverirea pocăinței noastre s-ar dovedi prin răbdarea noastră, care suportă toate câte ni se întâmplă în viață. După înțeleptele cuvinte ale Sfântului Marcu Ascetu, cel ce dorește să se isprăvească de chinurile viitoare trebuie cu bucurie să le suporte pe cele de acum. În acest chip, schimbând duhovnicește unele cu altele, prin mici necazuri, el îndepărtează pe cele mari. Cine se împotrivește întâmplărilor amare, el, fără chiar să știe aceasta, se împotrivește dumnezeieștii porunci.
Și cine le primește cu adevărată cunoștință, acela, după Scriptură, rabdă pentru Dumnezeu. De aceea sfătuiește Sfântul Marcu, când vine ispita, nu întreba din cauza cui și de ce a venit ea, însă străduiește-te ca să o suporți cu mulțumire, fără scârbă și fără înrăire. Dacă nu e om care să fie plăcut lui Dumnezeu fără ispite, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate relele nenorociri. Dacă Sfântul Pavel nu ar fi fost orbit trupește, nu ar fi văzut duhovnicește. Dacă Ștefan nu ar fi fost clevetit ca hulitor de Dumnezeu, nu i s-ar fi deschis cerurile și nu ar fi văzut pe Dumnezeu. Sfântul Marcu găsește că adevărata înțelepciune constă nu numai în cunoașterea adevărului, ci, înaintea tuturor, în a purta răbdător, ca pe ceva meritat, răul din partea acelora care te obișnuiesc. Experiența arată că cei cunoscători care rămân numai cu știința lor cad în mândrie, iar răbdătorii răului dobândesc prin alții smerita cugetare. Prin aceasta trebuie să știm că răul străin nu ne îngreuiază cu păcatul, fără numai dacă noi, pe motivul lui, nu păcătuim. Dimpotrivă, cel răbdător preface păcatul străin în virtute pentru sine, atunci când îl poartă fără să se amărască. Pentru aceea, nu te bucura într-atât când ai făcut cuiva un bine, cât dacă, fără ranchiună, suporți consecințele pentru vrăjmășia făcută de cei pe care i-ai ajutat. Ca să ne încurajeze în răbdarea luptelor cu patimile și cu diavolii, Sfântul Macarie cel Mare scrie: oamenii lui Dumnezeu trebuie să se pregătească întotdeauna de lupte și nevoințe. Creștinii trebuie să suporte necazurile, luptele din afară și dinăuntru, să fie răbdători și să învingă prin răbdare. Aceasta este drumul creștinului. Unde este Sfântul Duh, acolo ca o umbră urmează prigonitorii și luptele. Ai văzut tu cum prorocii, măcar că a și lucrat întru ei Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna au fost prigoniți de cei apropiați. Așa a fost și cu apostolii, pentru că în vremea crucii lui Hristos, Duhul Mângâitor a venit și s-a strămutat de la iudei și în creștini. Niciunul dintre iudei nu a mai fost prigonit, numai creștinii au devenit mucenici. Nu se poate să nu ne minunăm de aceasta, dreptatea trebuie să fie prigonită. Orice om lipsit de voință, care iubește mai mult pământul decât cele cerești, spune: însă noi nu dorim să fim prigoniți veșnic, vrem să trăim în pace, dar ei nu știu că liniștirea în această lume este cu neputință. Într-o vedenie, Sfântul Antonie cel Mare a auzit un glas din cer: nu dați pace dreptului atâta vreme cât el trăiește în această lume. Prin aceasta i-a fost arătată lui o ceată de îngeri înconjurând și apărând pe cel drept ce se lupta cu ispititorul. În puținările noastre sufletești, trebuie să ne aduc aminte că liniștirea a fost pierdută ca urmare a căderii în păcat, și în condițiile păcatului, aceasta poate să se reîntoarcă numai cu prețul unei sforțări răbdătoare și prin luptă. Cine se împotrivește îngăduinței lui Dumnezeu de a fi tulburat și prigonit de alții, în mod iminent devine el însuși, prin aceasta, cel mai înfricoșător prigonitor pentru sine, pentru că îngăduie patimilor sale să-l prigonească și să-l chinuiască. Se știe despre patima desfrânării că ea crește năvalnic și în mod tiranic se avântă în împrejurări liniștite. Însă ea încetează să mai chinuiască pe om atunci când este apăsat de o asuprire din afară și de o permanentă prigoană. Și pentru alte patimi se cunoaște din experiență că într-o atmosferă de liniște, pe nebăgate de seamă, prin consistență și se întăresc. Chiar dacă în liniștea vieții lipsite de griji din afară nu se manifestă, astfel că omul se crede blând și bun, dacă vine pe neașteptate ispita și patimile, așa dintr-o dată de strajnic îl apasă că pot să-i facă mari necazuri. Dumnezeu îngăduie ca să ne vină prigoană și vrăjmășii de la ceilalți oameni, ca să ne dea prilej prin aceasta să ne conștientizăm și să ne înfrângem patimile. Însă când lipsesc prigoanele din afară,
Patimile noastre în chip viclean încep să ne asurpească și să ne chinuie dinăuntru. Prigoanele din afară îi conduc pe creștini, dacă nu și-au reprimat conștiința, către cunoașterea de sine și amara neîncredere în sine, iar de aici către pocăință. Iar asupririle cele lăuntrice, pricinuite de sine, nu-l mobilizează pe om. Noi, de obicei, nu le conștientizăm ca pe ceva primejdios, ci dimpotrivă ele ne par ceva ce poate fi iertat și chiar firești. Când de pildă mâncăm prea mult, orbem prea mult, când suntem cuprinși de poftele desfrânării, când pismuim, când osândim, când arătăm ură către cineva, când ne mândrim și cădem în slavă deșartă dintr-un loc anume, când culegem succese și ne umplem de iubirea de slavă și de iubirea de stăpânire, atunci toate aceste patimi ni se par ceva firesc, îndreptățite și chiar plăcute, însă toate acestea le face îndoit mai pierzătoare. Prigoana, jignirile, nenorocirile venite din afară sunt vădite și fără îndoială folositoare sufletului dacă se poartă cu smerită și mulțumitoare răbdare către Dumnezeu. Însă răul pe care propriile noastre patimi ni-l pricinuiesc este în mod decisiv și prea pierzător, pentru că aceasta nu se remarcă în mod obișnuit, fiind ascuns sub masca înșelătoare plăceri. Nerăbdător cu răutățile aproapelui, omul păcătos este de obicei îndelung răbdător cu propriile sale patimi de neînchipuit, cărora le dă putere ca să-l otrăvească. Nimilos cu păcatele altora, el le îngăduie propriilor sale patimi să se mulțească în sufletul lui și să-l conducă până la căderea deplină. Simțitor față de toată scârbirea, el privește printre degete la asprele ofense pe care nestăpânitele lui patim le aduc dumnezeiescului chip din el. Cu cât mai îngăduitor și milostiv este el cu sine însuși, cu atât mai aspre rând pricinuiește sufletului său. Mânia și furia către ceilalți îl opresc să se mânie pe propriile sale patimi și păcate. Așa se produce următorul paradox. Dorind să trăiască cu mulțumire, netulburat de dușmanii din afară și de cei ce îl revoltă, el se află cel mai de temut dușman al lui însuși și singur își pricinuiește chinul încep încă de aici, ca să se continue dacă nu se căiește și în veșnicie. Neplăcut este pentru om să aibă dușmani, însă să fii chiar propriul tău dușman e înfricoșător. Când în vicioasa dragoste către sine, omul urmează cu orbire patimilor sale, socotind să se desfate în viață, el își pregătește singur veșnica moarte. Trebuie să ne amintim toate acestea și să încetăm să ne revoltăm împotriva prigoanelor din afară, a vrăjmașilor și a dușmanilor. Este timpul să vedem mai ales în noi înșine adevăratul dușman. Pe el nu trebuie să-l răbdăm, cu el trebuie să ne luptăm. Ferice de acela care este neînduplecat de aspru cu sine și suportă cu dragoste dușmăniile care vin de din afară. Ele curăță sufletul de păcat și de răutate. Așa a rânduit Dumnezeu ca în lupta de dobândire a virtuții, noi să fim ajutați de dușmani și chiar de demoni. Doritor să ne piardă, ei, împotriva scopului lor, ne ajută la mântuire, când cu credință în Dumnezeu și cu căință smerită răbdăm nenorocirile pe care alții ni le trimit. Dacă răbdăm răul venit din partea oamenilor răi, ori a întunecaților demoni, noi îl preschimbăm în bine. Jignirea iertată se preface pentru noi în nereutate și în blândețe. Ispita trupească, biruită, se transformă în curăție. Îndârjita luptă cu mândria, în smerenie. Înfrângerea iubirii de arginți, în chipzuință. Biruirea urii, în dragoste. Vrajba biruită, în pace. Prea puternicele ispite diavolești înfrânate, în binecuvântată liniște, care este pregustarea celor făgăduite în împărăția cerurilor, dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Roman 14:17. Se înțelege, toate aceste izbânzi nu se obțin fără ajutor dumnezeiesc, însă acesta este întotdeauna pregătit și așteaptă să vadă undeva smerită răbdare, plină de căință, ca să se reverse asupra celui răbdător
ca să-L întărească nevoința Lui și să-L îmbogățească cu darurile Sfântului Duh. Sfântul Antonie cel Mare a lămurit înțelept că Dumnezeu e acela care săvârșește minunea noirii harice în suflet. După bunătatea Lui, Domnul curăță omul prin multele lui ispite. El îl ispitește și îl face încercat în conducerea războiului inimii, astfel ca omul să nu se întoarcă din nou cu gândul ori cu răzbunare spre nedreptățile și umilințele la care lumea l-a supus. Un astfel de om se zmerește înaintea lui Dumnezeu și își pune toată nădejdea lui în el, fiind întotdeauna gata spre orice faptă bună înaintea lui Dumnezeu, așa cum a spus Sfântul proroc David: Gata este inima mea, Doamne, gata este inima mea. Capitolul 6. Răbdare, mântuire. Vrednicul de pomenire, Sfântul Ambrozie de la Optina, a spus cu destul de multă subțirime duhovnicească: Casa sufletului este răbdarea, hrana sufletului este smerenia. Când nu este hrană în casă, cel ce locuiește în ea este afară. Aceasta se tâlcuiește. Creștinul trebuie să trăiască în virtuoasă răbdare, ca în casa sa binecuvântată de Dumnezeu. Și el, într-adevăr, trăiește în ea, dacă are smerita cugetare. Smerenia îl hrănește haric, Iacov 4 cu 6, și el are un duh de pace. Nu tulbură pe nimeni și nu este tulburat de nimeni. Dacă este provocat, tace. Dacă este jignit, nu iese din casa răbdării. Poate să-i se întâmple mare ispită, poate să se reverse ploaie de ispite, cum s-a întâmplat cu dreptul și îndelung răbdătorul Iov. Însă dacă s-a ascuns sub acoperișul singur a răbdării, credinciosul nu va fi afectat nici de ploaia de nenorocire vărsate, nici de îngrămădirea năpastelor asemenea grindinei. Creștinul nu se dedă la rele provocări atâta timp cât are în casa sa hrana smereniei și se socotește sincer ca fiind păcătos. Însă dacă se termină smerenia lui, se încheie și răbdarea lui. Dacă nu este hrană în casă, cel ce locuiește iese afară, adică își iese din răbdare. Un astfel de om este de plâns. Părăsind casa răbdării, el cutreieră prin vânturile, ploile și grindina veșnicelor certuri și permanentelor vrăjmășii cu alți oameni. Cade dintr-o dușmănie în alta, întotdeauna iritat, întotdeauna supărat, mereu nemulțumit. El este fără casă duhovnicească și un jalnic pribeag. Singura mântuire pentru el este să se întoarcă în binecuvântata de Dumnezeu casa răbdării, să se aprovizioneze cu multe provizii de smerenie și niciodată de acum să nu mai iasă din răbdare, cu nimeni să nu se mai certe și să se silească să aibă pace cu toții și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12 cu 14. Izbânzile virtuții răbdării sunt spre fericire, Iacov 5 cu 11. Ele au lecuit nervozitatea noastră, au îmblânzit ieșirea noastră din fire și au înfrânt mânia noastră. Ele ne-au slobozit de muncile pe care aceste patimi le pricinuiesc sufletului nerăbdător. Cu răbdarea, ele se desăvârșesc în viața duhovnicească și fac casa Sfântului Duh. Că aceasta este așa, o arată pildele plăcuților lui Dumnezeu. Doi monarhi trăiau frățește într-un schit. Ei aveau o grădiniță de legume pe care o lucrau pentru hrana lor. Într-o zi a sosit la ei un mare nevoitor. El a vrut să ispitească până unde s-au deprins în virtutea răbdării și cu un toiag a început să dea în răsaduri și să le strice. Văzând aceasta, frații s-au ascuns, căci au rămas numai un vrej. Unul dintre ei s-a arătat și a spus blând: Ava, dacă dorești, lasă acest răsad ca să pot să pregătesc o fiertură din el și să mâncăm împreună. Starețul înduioșat de o astfel de nerăutate a spus: Pentru răbdarea ta, Duhul lui Dumnezeu odihnește peste tine. Despre un alt frate, care se străduia din toate puterile să-i placă lui Dumnezeu, citim că sufletul lui
a fost cuprins de grea ispită. Nici unul din frații mănăstirii nu voia să aibă părtășie cu el, nici să-l primească pe la ei. Unii arătau de plinul lor dispreț, nu-i răspundeau la binețea lui, nu-i dădeau împrumut pâine și nu-l îngăduiau la trapeza mănăstirii. Odată întorcându-se de la secerat, înfometat și obosit, el nu a găsit nicio bucățică de pâine în chilia lui. Însă pentru că era îndelung răbdător, nu a cârtit și nu s-a mâniat, neosândind pe nimeni, ci mulțumea numai lui Dumnezeu. Văzând răbdarea lui, Dumnezeu a încetat ispita. Îndată cineva a bătut la ușa lui. Acesta era un om necunoscut din Egipt. El i-a dat pâine, aduse cu cămila. Cum a văzut dumnezeiasca milă, monarhul a început să plângă și spunea, Doamne, eu nu sunt vrednic să suport nici măcar o mică năpastă. După ce a încetat ispita, frații au devenit binevoitori cu el și au început să-l cheme atât pe la ei cât și la trapeză. Omul nerăbdător, în asemenea împrejurări, repede ar fi gândit, Dumnezeu m-a părăsit, el nu mai are grijă de mine, și ar fi părăsit casa răbdării ca să se revolte împotriva lui Dumnezeu și să se certe cu oamenii nemilostivi din prejurul său. Însă prin aceasta el și-ar fi ruinat mântuirea. În realitate, Dumnezeu poartă de grijă tuturor. El nu părăsește nici măcar o clipă pe nici unul dintre noi, mai ales pe cei care se nevoiesc în numele Lui cel Sfânt și în chip nevăzut e cu oricine și așteaptă să vadă tăria răbdării noastre ca să ne răsplătească ca bogat, uneori chiar în această viață și în mod cert mai cu seamă în cea viitoare. Cei nerăbdători vor spune împotriva acestora, de ce să-mi fie răsplată în viața viitoare, dacă nu mi-este cunoscut cum va fi ea și chiar în general dacă va fi? Eu aș vrea aici să nu mai sufăr. Bine, îi răspundem lui. Vrei să nu mai suferi aici, însă iată că ești neputincios să îndepărtezi suferința și vrei ori nu suferi. Ce medicament întrebuințezi împotriva suferințelor tale? Leacul tău este nerăbdarea, însă nu vezi oare că aceasta nu este leac, ci o travă? Când ești nerăbdător și ți ieși din fire către cei apropiați care te jignesc, tu nu-i faci prin aceasta din răi buni, ci dimpotrivă, îi atâți împotriva ta și le îndoiești răutatea lor. Prin aceasta, tu singur îți aduci noi suferințe și te înrăiești din ce în ce mai mult. Astfel, pentru nerăbdarea ta, te otrăvești cu îndoită o travă, și cea străină și cea a răutății tale. Rabdă rău de la alții, roagă-L pe Dumnezeu să înțelepțească pe răii tăi vecini, și tu vei îndepărta răutatea din inima ta și vei înceta să prepar pierzătoare o travă pentru tine. Răbdarea ta va micșora și răutatea altora și poate chiar o va îndepărta în întregime. Atunci nici ea nu te va mai otrăvi și dintr-o dată îți va fi mai ușor. Iată, tu vei gusta ușurința medicamentului răbdării, iar dacă te vezi lecui de răutatea ta prin răbdare, dacă guși căldura dragostei în inima ta, această dragoste te va uni cu Dumnezeu, îți va deschide ochii spre făcătorul tău care este dragoste și tu vei crede că prin suportarea răutăților Dumnezeu ne tămăduiește nu numai în această scurtă viață, ci mai ales în cea viitoare și că răbdarea plinește încă de aici binecuvântata răsplata a păcii sufletești, iar acolo va fi cu atât mai mult răsplătită fără de sfârșit. Atunci îți va fi lămurit înțelepciunea creștinească din popor, exprimată prin aceste două cuvinte, răbdare, mântuire. Toți Sfinții Părinți au răbdat în vederea vieții veșnice și nu au fost înșelați în cele nădăjduite. Un oarecare blând stareț se ostenea în chilia sa toată ziua, se ruga și se nevoia să nu greșească cu ceva înaintea lui Dumnezeu. La el venea adesea un monarh care, atâta de diavol, fura câte ceva. Starețul vedea aceasta, însă nu-l vedea pe el, ci rucodelea de două ori mai mult, spunându-și, poate că acest frate e nevoie. Starețul încerca neajunsul, însă răbda. Astfel a ajuns la sfârșitul zilelor sale. Frații monarhi l-au înconjurat ca să-și ceară iertare și să-l ierte,
la rândul lor. Starețul, observând printre ei pe acela care îl fura, i-a spus, apropie-te de mine, și sărutându-i mâinile, i-a spus, frate, eu sunt recunoscător acestor mâini, că prin ele am primit împărăția lui Dumnezeu. Fratele care fura a înțeles ce vrea să-i spună starețul, care era pe moarte. S-a înduioșat de nerăutatea lui și, tulburat până în adâncul sufletului de vădirea cea blândă, a început o viață de pocăință. Nenumărate sunt pildele de acest fel. El arată că Domnul, rânduitor întru căile noastre, îngăduie multe suferințe și ispite în viață, nu numai nouă păcătoșilor, ci și drepților, iar aceasta întotdeauna cu cele mai înalte scopuri mântuitoare. El putea să-l apere pe starețul prădat și să-l pedepsească pe fur, iar aceasta Dumnezeu o și face câteodată, când ea se potrivește cu mântuitoarele și înțeleptele lui planuri. Însă în întâmplarea arătată, el a dat posibilitatea starețului să crească în cea mai mare virtute, iar furului să se pocăiască, luând aminte la marea răbdare a starețului. Unii se vor arăta împotrivă. Nu e cu rânduială să se lase hoții nepedepsiți să fure, iar cei puternici să se comporte cu răutate. Unde vom ajunge dacă procedăm așa? Ei trebuie să fie pedepsiți, ca să nu dea un rău exemplu și să nu se fure roadele muncii altora. Aceasta este adevărat, vorbind omenește și urmărind legile rânduielii din societate și ale drepte judecăți. Cine nu află puteri să procedeze după cea mai înaltă, îngerească pilda răbdătorului stareț, poate să procedeze după cuvintele Mântuitorului. Deci va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur, și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul, și de nu-i va asculta nici pe ei, spune-l bisericii, Matei 18, versetul 15 până la 17. După toate aceste instanțe, creștinul este în drept să se adreseze și puterii din stat corespunzătoare cu cererea sa ca să se pună capăt răului, să se pedepsească făcătorul de rău și să se apere cel ce suferă nevinovat. Această procedură nu este greșită dacă este în limitele dreptății. Ea este prevăzută de Sfântul Apostol Pavel, care scrie conducătorilor ce au putere de la Dumnezeu să judece și să pedepsească pe răufăcătorii care țin rânduiala și regia prin neorânduielile morale omenești, ca să nu se ajungă până la a-și face singuri dreptate și păgubire reciprocă. Căci dregătorii nu sunt frica pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voiești, deci, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea, căci ea e slujirea lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te, căci nu în zadar poartă sabia, pentru că ea este slujitoarea lui Dumnezeu și răzbunătoarea mâniei lui asupra celui ce săvârșește răul. Roman 13, versetul 3 și 4. Și Sfântul Apostol Pavel îi învață pe creștini. Supuneți-vă pentru Domnul oricărei rânduieli omenești, fie împăratului ca nastăpânitor, fie dregătorilor ca unora ce sunt trimiși de el spre pedepsirea făcătorilor de rele și spre lauda făcătorilor de bine. 1 Petru, capitolul 2, versetele 13 și 14. Însă cine dorește să se desăvârșească în răbdare și din această pricină preferă să rabde paguba pentru Domnul și să rămână nedreptățit, acesta procedează încă și mai bine, urmând înalta năzuința inimii lui. Aplicând cea mai înaltă lege a Evangheliei, el va ajunge cu răbdarea sa la o mare desăvârșire. Mântuitorul dorește să ne desprindă cu îndelunga răbdare învățând. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, însă eu vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău. Iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ai haina, lasă și cămașa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.
Celui ce-ți cere de la tine, dă-i, și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. Matei 5, 38 până la 42. Cele 10 porunci ale lui Dumnezeu s-au dat ca să aducă rânduială în relațiile dintre oameni. Însă peste acestea străjuiește însă și mai marea poruncă a iubirii, a Noului Testament. Dacă noi toți ne-am fi cinstit și iubit reciproc, nu am fi avut nevoie pentru niciun fel de alte porunci, pentru că cel ce iubește pe aproapele a împlinit legea. Poruncile să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești și orice altă poruncă ar mai fi, se cuprind în acest cuvânt, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea nu face rău aproapelui, iubirea este deci împlinirea legii. Roman 13, 8 până la 10. Nu este o mai înaltă poruncă a iubirii pe care Hristos o descopere în cuvintele: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatemă și vă prigonesc. Matei 5, 44. Însă o asemenea dragoste se realizează numai prin smerita răbdare și cu binecuvântatul ajutor de sus. Spre o asemenea dragoste au năzuit sfinții nevoitori într-o virtute și pentru aceea au răbdat permanent și s-au smerit în împrejurările neplăcute din viața lor îngăduite de Dumnezeu. Ba mai mult, ei au simțit că nu este nefericire care să nu fie îngăduite de Dumnezeu, spre binele lor. Amos 3,6. Că Dumnezeu creează lumina și face întuneric, că El face pace și pricinuiește dezastre, Isaia 45,7. Că El rănește și El vindecă, Deuteronom 32,39. Că toate încercările și ispitele trimise de la Dumnezeu sunt mult folositoare sufletelor păcătoase, însetând după mântuire, și că numai șovăielnicii, fricoșii, leneșii, puțin credincioșii extrag răul din ispite. Pentru cei neosârdici pe calea mântuirii, totul e rău, totul e zminteală. Ei și în mijlocul suferințelor se înrăiesc și în zilele binecuvântate păcătuiesc. Ei și în nenorociri cârtesc și în împrejurări pașnice încalcă poruncile dumnezeiești. Crucea lui Hristos este steaga al izbăvirii neamului omenesc din păcat, care pentru cei ce se mântuiesc este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea dumnezeiască, pentru cei leneși este zminteală, 1 Corinteni 18:24. După cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, cei neînțelepțiți duhovnicește se potignesc nu numai de marile ispite, însă și aproape de toate câte se întâmplă în jurul lor, precum poporul evreu, care a fost, de asemenea, tot nemulțumit și când a fost hrănit cu mană, și când a mâncat pâine, și când s-a aflat în Egipt, și când a fost izbăvit de robia egipteană. Pentru acești oameni lipsiți de bucurie și leneși pe calea mântuirii, Dumnezeu nu încetează ispitele, pentru că nu dorește să-i lipsească pe ei, copiii lui osârnici, de sfintele cununi și de marea răsplată. Așa cum antrenorii îi pregătesc pe tineri pe stadioane în diferite exerciții grele, pentru ca, luptând împotriva puternicilor prea potrivnici, să poată să obțină victoria într-o luptă reală. Așa acționează și Dumnezeu în viața pământească, dorind să pregătească sufletul către virtute. El îi apasă și îi amărăște și îi azvârlă în cele mai grele ispite ca să-i ridice pe cei căzuți și pe cei slabi, iar pe cei plăcuți să-i facă și mai plăcuți și să-i ferească de cursele diavolului și să-i învrednicească pe toți de primirea bunătăților ce vor să vină. Scriptura spune că omul care nu a răbdat ispita nu are încercarea, după cum spune Sfântul Apostol Pavel: suferința aduce răbdarea și răbdarea încercarea. Roman 5, 3 și 4. Și astfel, ca să ne facă mai întăriți și mai răbdători, Dumnezeu ne îngăduie nouă toate nenorocirile. De aceea, El a îngăduit lui Iov să rabde așa de multe nenorociri, ca să fie și mai încercat în virtute și să închidă gura diavolului. Pentru aceea, El, Dumnezeu,
i-a trecut prin chinul și pe apostoli, ca să ridice pe ei mai îmbărbătați și ca să arate tăria lor. Ispitele, prin urmare, sunt foarte folositoare, în ciuda faptului că șovăielnicii extrag rău din ele. Letopisețele creștinești vechi și noi sunt pline cu descrieri ale marilor și grelelor primejdii prin care au trecut sfinții, ca să iasă din ele îmbogățiți duhovnicește. Disprețuind toate cele de pe pământ, în numele cerului, dumnezeieștii nevoitori și-au adunat prin cele pierdute în această viață nemăsurate comori cerești. Iată două pilde grăitoare. Un monarh oarecare a surprins odată în chilia sa niște tâlhari, care au prădat-o în lipsa lui. Văzându-i, el le-a spus blând: grăbiți-vă, ca să nu vină frații și să mă împiedice să împlinesc porunca lui Hristos, care spune: celui care răpește ale tale nu-i cere înapoi. Prădat până la ultimul lucru, acest monarh nu a murit de foame. Pronea lui Dumnezeu i-a ajutat să se hrănească cumva. În cele din urmă, el și-a încheiat viața, așa cum inevitabil se termină și viața celor care s-au săturat făcându-și voia lor. Însă cine poate să-și închipie slava cerească a acestui sfânt care a răbdat? Și pe de altă parte, oare cât de îngrozitoare este partea de dincolo de mormânt a celor răpitori, a iubitorilor de sine și a celor ce săvârșesc nedreptăți? Cealaltă pildă este și mai grăitoare. Un monarh bătrân era înrobit de patima beției. În fiecare zi el se ostenea la o rogojină pe care o vindea seara și bea banii obținuți de pe ea. Neajungându-i însă aceștia, el cheltuia pe băutură și banii chilielnicului său, un monarh tânăr care zilnic lucra și el la o rogojină, văzându-o de asemenea, luându-și numai o mică pâine, iar aceasta seara târziu. Astfel s-a comportat bătrânul timp de 3 ani. Tânărul monarh nu i-a spus nimic, așa de mare i-a fost răbdarea. În cele din urmă însă și-a spus: deja am rămas fără nimic pe mine, nu am bani să-mi cumpăr nici măcar o haină, chiar și pâinea pe care mi-o cumpăr este foarte puțină. Mă voi scula și voi pleca de aici. Însă un alt gând binecuvântat îi spunea: unde să te duci? Rămâi aici, rabdă. Oare nu pentru Dumnezeu ți-a fost dat să trăiești lângă acest bătrân? La acest gând i s-a arătat lui Îngerul lui Dumnezeu și i-a spus: nicăieri să nu pleci, mâine vom veni pentru sufletul tău. Ziua următoare, fratele cel tânăr l-a rugat pe bătrân: astăzi să nu ieși niciunde, pentru că vor veni ai mei și mă vor lua. Spre seară, în vremea când bătrânul mergea să bea, el i-a spus chilielnicului său: astăzi nu mai vine nimeni, fiule, pentru că este deja târziu. Fratele i-a răspuns: neapărat vor veni. Și pe când vorbea aceasta, monarhul ce tânăr, în pace, și-a dat lui Dumnezeu sufletul său. A văzut aceasta bătrână și s-a cutremurat adânc. Plângea amarnic și printre lacrimi spunea: amar mie, copilul meu! Câți ani încă am trăit fără căpătâi, iar tu în puțină vreme ți-ai mântuit sufletul tău într-o răbdare. Din acea zi bătrânul a început să ducă o aspră viață de nevoință, trezvie și fapte bune. Cu monarhul ce tânăr s-a împlinit zicala: răbdare, mântuire. Minunați nevoitori plini de răbdare au fost și sfinții mucenici. Câte suferințe nedrepte au suportat ei pentru Domnul, și aceasta fără nicio cârteală, în deplină smerenie și cu o mare bucurie duhovnicească. Se povestește despre un oarecare creștin că a fost trimis la chinuri din pricina unei slugi de a sa necredincioasă. Condus către locul pedepsei, el și-a zărit sluga printre oameni, a chemat-o și a scos inelul de aur de la mâna sa și l-a dat spunându-i: îți mulțumesc că ai fost pricină la o astfel de milostivire a lui Dumnezeu către mine. Astăzi, pentru cei mai mulți dintre noi, această logică este de neînțeles, pentru că noi nu năzuim spre Dumnezeu și spre viața veșnică cu El, așa cum au năzuit vechii creștini odinioară. Legăturile noastre materiale au rupt legăturile noastre cu cerul. Pentru noi,
Moartea este mai mare nenorocire și mai ales moartea mai înainte de vreme, oricea violentă. Cum putem să mulțumim aceluia care ne ia cel mai de seamă bun, viața pământească? Însă oare viața pământească este cel mai de seamă bun? Nu sunt deasupra lui alte bunuri mai înalte? Și oare orice moarte este într-adevăr ea? Că viața pământească nu este cea mai de seamă bun, se vădește cel mai ușor prin faptul că societatea se închină înaintea nevoinților acelora care și-au jertfit viața pentru alții. Și că nu orice moarte este rea, aceasta este limpede din moartea dreptilor, care singur preferă moartea înaintea vieții vremelnice, asemenea Sfântului Apostol Pavel, care scrie, căci pentru mine viața este Hristos și moartea este un câștig. Doresc să fiu împreună cu Hristos și aceasta este cu mult mai bine. Filipeni 1:21-23. La Sfântul Vasile cel Mare se află minunate reflexii pe această temă. Ce e rău și ce nu e rău? El scrie, moartea nu e un rău, în afară dacă cineva arată moartea păcătosului, pentru că pentru el ieșirea din această lume este începutul chinurilor lui în iad. Însă Dumnezeu nu este pricina relelor din iad, ci noi singuri, pentru că libertatea noastră este început și rădăcina păcatului. Aceasta depinde de noi. Dacă ne-am fi reținut de la rău, am fi putut să nu suportăm nicio păgubire. Dar pentru că prin pofta noastră am căzut în păcat, putem oare să ne gândim la vreo dovadă potrivită că nu suntem noi înșine vinovați de necazurile noastre? Este clar că există un rău lipsit de importanță care se află numai în simțirea noastră și un rău adevărat care rezidă în propria noastră natură. Ultimul rău, care este rău numai prin sineși, depinde de noi. Astfel de rele sunt nedreptatea, răzvrătirea, neînțelepciunea, lașitatea, zavistia, uciderea, magia, înșelările și toate celelalte patimi asemănătoare care spurcă sufletul creat după chipul Făcătorului și de obicei îi întunecă frumusețea. Însă noi numim rău și altceva, ceva care este neplăcut pentru noi și dureros pentru simțurile noastre, boala trupească, rănirile, neajunsurile, necinstirea, pagubile materiale, pierderea celor apropiați. Printre altele, înțeleptul și bunul stăpân ne trimite toate aceste necazuri tocmai pentru folosul nostru. El ia bogăția de la aceia care o folosesc rău și prin aceasta le distruge unealta nedreptății lor. Trimite durerea acelora cărora le este mai de folos să aibă legate membrele trupești decât, fără împiedicare, să se îndrepte către rău. Moartea se trimite acelora care au ajuns la hotarele vieții, de unde încep hotarele drepte judecăți ale lui Dumnezeu, care, de departe, prevede folosul fiecăruia dintre noi. Și astfel, adevăratul rău este păcatul nostru, pentru că el ne păgubește. Însă relele vremelnice sunt trimise de Dumnezeu tocmai ca să ne vindece prin ele de păcatele noastre. Așa cum Sfântul Vasile ne vorbește despre relele și respectiv despre nenorocirile venite cu dreptate de la Dumnezeu, tot astfel trebuie să spunem despre relele pricinuite nouă de către oamenii răi. De pildă, ei ne jignesc, ne clevetesc și ne păgubesc din diferite motive, iar noi ne străduim să răbdăm. Ne va vătăma oare răul pe care el ni-i pricinuiesc? Nu. Dimpotrivă, aceasta ne va îmbogăți cu virtuți și ne va aduce mântuirea veșnică. Se înțelege, în relațiile cu oamenii răi, trebuie să fim atenți să nu devenim pricină de atâțarea tiraniei lor și astfel să contribuim la păcatul lor. Cu alte cuvinte, trebuie să avem în vedere atât înțelepțirea cât și mântuirea lor pe cât ne stă în putere. Este drept să nu le provocăm răutatea cu scopul de a-i răbda, iar ei să se înglodeze în păcat.
Dacă poți, preîntâmpină răul pe care ei doresc să ți-l facă, însă nu fugi de nevoințele răbdării, care ți sunt folositoare, și să nu te faci pricina pierzării aproapelui tău. Dacă ei, în ciuda bunăvoinței tale, intră în păcat față de tine, aceasta este vina lor, iar datoria ta este să rabzi. Însă dacă tu ai necăjit pe cineva, atunci și tu porți vina pentru păcatul lor față de tine. Tot în duhul Sfântului Vasile, cugetă și Sfântul Ioan Casian care scrie: pentru păcătos, moartea este un rău, însă pentru drept, ea este odihnă și slobozirea de rele. Bărbatul drept nu rabdă nicio pagubă, chiar prin moarte silnică, astfel că prin ea nimic nou, nimic nemaipomenit nu îi se întâmplă, ci numai acele care trebuie și fără aceasta să se întâmple cu el ca o necesitate firească. Această moarte, sosită lui după răutatea vrăjmașului, el o primește și nu fără folos pentru viața veșnică. Datul morții pe care el ar trebui să-l plătească după inevitabila lege a vieții noastre de acum, el îl plătește cu rodul bogat al suferinței, ca zălog al așteptatei de el mari răsplăți. Aceasta, se înțelege, nu-i dezvinovățește pe cei nelegiuiți. Necuratul nelegiuit nu va rămâne însă fără pedeapsă, pentru că nu a putut, prin nelegiuirea lui, să-i pricinuiască o pagubă importantă dreptului, pentru care răbdarea este virtutea lui, și acela care merită plata nu e pricinuitorul morții și a suferinței, ci cel ce le-a suportat pe ele cu răbdare. Aceasta trebuie să ne aducem aminte, ca să nu gândim ca cei oameni neînțelepți din vremea Sfântului Apostol Pavel, care, tâlcuind rău adâncile lui cuvinte, spuneau: și de ce n-am face cele rele ca să vină cele bune? Romani 3:8. Înțelepciunea Sfinților constă în aceea că ei, prin răbdarea lor smerită, au prefăcut relele săvârșite împotriva lor într-un mare bine pentru sufletul lor, și adesea prin răbdarea lor și-au întors dușmanii către Dumnezeu. Ei au împlinit cu desăvârșire porunca: nu te lăsa birui de rău și biruiește răul cu binele. Roman 12:21. Sfântul Avramie a fost trimis ca preot într-un sat păgân, unde trebuia să aducă la credință în Hristos pe păgâni împietriți și needucați. Timp de 3 ani el s-a trudit în zadar. În fiecare zi era războit de păgânii plini de asprime. În ciuda acestor suferințe, el a răbdat și s-a rugat pentru întoarcerea lor, deși fără nicio nădejde vădită. Pe neașteptate însă, într-o zi toți sătenii au venit la Sfântul Avramie. Cât de mare a fost mirarea lui când le-a văzut de plină prefacere. Înduioșați de nerăutatea lui, ei se căiau acum înaintea sa și au primit Sfântul Botez. Toți plăcuții lui Dumnezeu, ca adevărați ostași pe frontul cel dumnezeiesc, au mișorat răul în lume și au mărit binele. Cum au mărit binele? Prin 2 mijloace. 1. Prin aceea că ei înșiși s-au nevoit într-o răbdare, iar răbdarea e o mare virtute. Și 2. Prin faptul că adesea și dușmanii s-au întors către o viață virtuoasă. Cum au mișorat răul? Tot prin 2 mijloace. 1. Prin aceea că s-au abținut ei înșiși să săvârșească rău, să se mânie, să se răzbune. Și 2. Prin faptul că slăbeau răul pricinuit de către alții și acesta se topea în răbdarea lor. Sfântul Ioan Gură de Aur găsește că cel care dorește să fie vrednic de poruncele lui Hristos trebuie ca la jignire să nu se mânie și când este prădat să fie gata să renunțe la cele care mai înainte aparținuseră și astfel să se arate gata de suportat răul cu cea mai mare dorință în comparație cu dorința dușmanilor de a săvârși răul. Astfel, doritorul de a face rău va ajunge înfrânt și rușinat de înălțimea răbdării. Iată, despre o astfel de desăvârșită răbdare este spus că ea mântuiește sufletul, Luca 21:19. Pe ea
o preamărește Sfântul Ioan Gură de Aur, propovăduind-o ca împărăteasa virtuților, temelia desăvârșirii, port liniștit, pace în vreme de război, liniște în vreme de furtună și siguranță în mijlocul pomenirilor de rău. Creștinul răbdător este ca și cum ar fi într-un port liniștit, chiar și când se află în mijlocul valurilor vieții. Talazurile fioroase ale căderilor potrivnice se zbat în zidurile lui de granit și își pierd puterea. El are pace în suflet, măcar când jurul lui se dezlănțuie astfel de patim. El este în siguranță, pentru că răbdarea lui l-a așezat sub aripa celui preanalt, care este cel mai în siguranță loc în această lume de furtuni. Psalmul 90 cu 4. De aici este clar că dacă în această lume păcătoasă, presărată cu mii de curse și cu mii de necazuri, cu grele nenorociri care se ne pustesc uimitor și pe neașteptate, omul dorește să afle un loc în siguranță, protejat de Dumnezeu, el trebuie să apuce cea mai sigură cale și ea să conducă la Dumnezeu. Aceasta este calea smeritei răbdări. Răbdarea îl va înălța deasupra înspăimântătoarelor nopți, deasupra săgeților care zboară ziua și deasupra molipsirilor care îi pustiesc la amiază. Atunci răul, înțelegându-se aici adevăratul rău, adică păcatul care conduce în iad, nu îi se va întâmpla, pentru că răbdarea lui îl va feri de păcat. Pentru asemenea binecuvântată purtare a puternicilor chipuri ale ispitelor, Dumnezeu va porunci îngerilor săi ca să-l păzească întreaga lui viață, pe toate cărările lui, ca să nu-și împiedice piciorul de pietrele relelor vieții și să nu cadă el în cârtire către Dumnezeu, în simțul răzbunătoare către aproapele și în lipsa de voință păcătoasă înaintea relelor diavolești. Încălțat cu zdravenele încălțări ale răbdării, creștinul va putea atunci să calce șerpii diavolești ai ispitelor și să rămână nevătămat de ei întreaga lui viață pământească. Psalmul 90. Răbdarea, atât de folositoare în această viață, conduce și spre marea răsplată în viața veșnică. Dumnezeu vorbește despre cel răbdător. Și voi arăta lui mântuirea mea, Psalmul 90 cu 16, iar în Apocalipsa citim, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te voi păzi pe tine în ceasul ispitei, ce va să vină peste toată lumea ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ. Apocalipsa 3 cu 10. Cei păziți de înfricoșatele ispite de dinaintea sfârșitului lumii vor birui smintelele anticristice, nelepădându-se nici de credința lor, nici de morala Evangheliei, nici nu se vor lăsa atrași de oarecare moderne, neadevărate plăceri în chestiuni de dogme și morală și vor birui în acest fel Duhul Satanei. Despre ei însuși Hristos spune, celui ce biruiește îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu, precum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui. Apocalipsa 3, 21. Acolo, cei ce au îndurat până la sfârșit ispita prin răbdare, vor străluci ca soarele în împărăția tatălui. Matei 13, cu 43. O, Doamne, dă-ne nouă Duhul răbdării ca să ne mântuim.